Prin casă pe la doamna ce mai puteai să găsești. Lucru care mi-a rămas așa în minte, pe masa din bucătărie, când ne plimbam prin casă, am văzut un vas de pâine din lut, vasul era făcut din cioburi și ținut de o rețea de sârmă. Și cât eram eu învățat copil, zic, haideți doamna, chiar așa, înțeleg că probabil o fi vreo amintire din asta sentimentală, da, dar nu. Totuși, cu să... Se... doamna îmi zice foarte, uh, avea darul să nu pună în fază pe nimic, o să le spunea extrem de relaxat. Mama dragă, asta e cultura cu cute, are vreo șapte mii de ani. Vasul a găsit Vasile Pârvan la Historia și l-a făcut cadou, maică-mi. Vasul de pâine din bucătărie. <laughs> Salut prieteni, Bumărul și Milenialul la datorie. Bumărul Silviu Petcu și Milenialul Alex Zob aici de față. Astăzi au un invitat foarte interesant, un om care bate orașul, bate locurile frumoase ale orașului, fie că sunt cimitire, fie că sunt străzi, fie că sunt parcuri și știe totul de pe, despre fiecare piatră, sau ușă, sau geam, sau bec care se aprinde și se stinge, mai ales a celor care au trăit de 50-60 de ani în urmă. Este vorba de Damian Anfile. Bine ai venit! Bine am găsit! Astăzi Salut, suntem bumărul și milenialii. Și mileniale, da, da, da. Avem doi mileniali. Normal, eu voi fi, dragi prieteni, voi fi singurel aici... eu dau doar drumul la discuții și treaba lor ceva, cu oricum o să-și facă singur regulă și își să întreabă, ei vorbesc, știu, na, nu mă bag. Avem câte o cafea aici, dar cred că nu, nu era așa pe timpuri, adică lumea venea, Toată lumea servea cafea acum 100 de ani, să zic, când venea cineva în vizită. Nu doar acum 100 de ani, am început să le servim ca lumea cafelele de prin secolul 17. De la 1600 și... Da, rămâne celebră legenda, legenda primului român care a băut vreodată cafea. Așa? Comisul trimis de către Petru Rareș la curtea lui Suleiman Magnificu. Zic că e legendă că abia în timpul Suleiman Magnificu a ajuns cafeaua la turci, la curtea otomană. Da, s-ar putea să fi fost ceva mai târziu. Da, să nu stricăm o poveste frumoasă pentru un adevăr istoric. <gânt> exact, corect. Cert este că acest comis, sosit la curtea otomană, primește, potrivit protocolului, o ceașcă de, de cafea fierbinte. Și cum la el în botșani nu se întâmplau decât toasturi, trage omul ca pe o dușcă pe gât, ceea ce a fost foarte apreciat de către sultanie, că este omul n-a și a zis bună băutură că limba. Că după aia a simțit o jumătate de oră pe tot traseul, asta e altceva. Nu cred că mai vorbit vreo două Dar ăsta e, după primul, ăsta e primul român care a sorbit o casă potrivit legendei, după care în 1667, ceea ce înseamnă cu vreo 20 de ani înaintea Vienei și chiar a Parisului, Veneția numai noi înainte, deschidem cafenea la București. De cafenea? Dat... Da. Și nu departe de aici, pe strada Doamnei. Da. da? Este cafeneaua deschisă de un turc, al cărui nume acum am scapă, deși l-am pronunțat de 25 de ori pe puțin în ultima lună. Uh, Hamie, gata, a Hamil. venit. Hamie, cel mai probabil e cum au înțeles românii că îl chema cu Hamid care a venit de la Constantinopol după ce fusese în solda sultanului Mehmed al IV-lea și cu bănuții exact ca aia, liberați din legiunea străină, cu bănuții strânși, a venit omul, a intuit o deschidere pe piață, și-a deschis cafenea în București. La vremea aia, cafenea însemna strict cafeaua turcească, deci aia făcută la filigeană, fiartă îndelung la foc mărunt, la nisip preferabil, mm -hmm, ca să mm -hmm. se poată infuza de mai multe ori, deja începe să-mi lase gura apă. Așa, dar acolo a venit și gestul ăla foarte nobiliar, când ții filigeana în mână, să ții degețelul sus, că nu ți pe toată mâna pe filigeană, da. altfel, da. altfel gest absolut barbar pe o cană obișnuită. Și tot de acolo a venit și consumația stas la cafenea în modelul oriental, respectiv tolănit pe divan, n-aveam scaune, cu meșcioare în față și întotdeauna când intrai în cafenea, ți se punea cafeaua dinainte că era de la sine înțeles că da, a ai intrat acolo și mereu ciubuc sau narghilea. Asta am vrut să întreb, dacă nu era ceva și ceva dulce alături. Uh, gustările mai subțire sau... Asta e o inovație turistică mai, înțeleg, uh, mai din coace cu uh, bucățica. Dacă și -și narghilea. Da. Clar. aia se servea întotdeauna, că de aici expresia că fumez ca, turc, ca, ca turcu. Uh -huh. Uh -huh. Iar o consumație obișnuită, așa pentru cineva în perioada fanariotă, dacă stăm să luăm în calcul toate vizitele sau protocolul de la curtea domnească, 14 16 cafele pe zi nu era ceva neobișnuit. Cafe, cafeaua ca boabă de știi de unde era adusă? Da să consideră că în Etiopia a fost Etiopia. Deci... descoperită cafeaua un cioban avea mari probleme cu caprele că nu-i mai dormeau alea erau hiperactive <laughs> până s-a prins de unde, adică de până s-a prins din ceronțăie da, da, da. respectivele, în prima fază exact așa s-a și servit cafeaua, pe post de tonic se mestecau pur și simplu boabele a trecut în Iemen, a traversat strântoarea Babel Mandeb și în Iemen s-au prins misticii musulmani care trebuiau să stea noaptea la slujbe că dacă o infuzezi în apă clocotită, dă ceva și mai promițător. A trebuit să o facă pulbere, deja trebuie măcinată. Da, rușnită în primă ceva. fază, cam așa s-a desfășurat, dar uite că evoluția e destul de lentă, că treaba asta prin Iemen se petrece prin secolele 7-8, VII iar la turci urcă abia peste aproape 1000 de ani. Exact. Abia în timpul lui Solimar Magnificu să se generalizează consumul cafelei, au un sultan mai uh, extravagant, Murad al IV-lea, uh, Murad al IV-lea a făcut egală băutura și a murit de ciroză. Frumos. Wink, wink. <laughs> Să faci ce spune sultanul, nu ce face sultanul. Așa, dar tot el a, a scos în afara legii și cafeaua și pedepsa era una ușoară, moartea. Dacă te prindea bând cafele. Probabil că se pierdea prea mult timp, că altfel nu înțeleg sau să dădeau... A considerat -o, o băutură imorală, Dumnezeu știe ce a vrut să gândească. Și o fi văzut el. Și totodată la turci mai exista o superstiție foarte puternică înrădăcinată, că dacă pui lapte în cafea, faci lepră. Lepră. What? da. Lepră? Deci tradiția turcă era că în cafea nu se pune lapte. Zahăr, în schimb, cât cuprinde. Da, îi pun și 4-5 lingurițe acum. Am Aviz amatorilor, de regulă, când ceri o cafea turcească la turci, ea are deja zahăr. Da. Ăla când te întreabă dacă mai vrei zahăr, te întreabă dacă vrei cafea e. sau sirop. <laughs> tot, tot de la tine știu că uh, dulciurile turcești sunt atât de dulci, tocmai pentru că atunci zahărul fiind foarte scump, în momentul în care primeai un uh, musafir, dacă îi dădeai uh, dulcele dulce, arătai că ești un om uh, Avut, a avut. Că ești un om avut. Până am învățat specia umană să facem zahăr din sfeclă, zahărul s-a obținut doar din trestia de zahăr trestie, care da. crește în regiuni mai călduroase decât zona noastră de pe aici. Drept urmare zahărul era un produs de lux, cum erau și altele pe vremea aceea. Și de aici a rezultat abundența siropurilor turnate în dulciurile astea. De fapt, primirea dacă am fi fost pe vremea fanarioților și după, n-ar fi fost cu cafea. Cafeaua de regulă se dădea după masă iar la primire, dacă veneai la mine în o speție, se servea exact chiseaua cu dulceață sau șerbet. Șerbetul nefiind gelatina aia pe care o vedem astăzi, șerbetul era mai degrabă un sirop la vremea respectivă. Adică nu era atât de mestecat. Nu până puteai să-l iei cu de lingurița, de. ți se dilua în apă. Așa îl serveai și dacă e voie să fii arogant cu totul și cu fulgi de gheață, ceea ce la vremea aia era o raritate, dar se găsea da, 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 de da, gheață. Da, existau ghețării în oraș, s-au păstrat ghețăriile până, până la sfârșitul până anilor și eu, 90. Până, până știu, eu știu de ghețării. Și de acolo se, se aducea gheață proaspătă la locuințele mai cu dichis, ca să fii primit într-adevăr boierește. Deci ăsta era tipicul de început. Dacă era o vizită scurtă protocolară, cam la asta te limiteai. Ciubucul și cafeaua erau de regulă de siestă, de după masă. Da, da, mai da, ales correct, dacă correct. vezi lista de meniuri în perioada fanariotă, realizezi de ce aveai nevoie de da, da niște cred că niște ajutor. Atunci mâncau masa aia, atât. Nu cred că mai... Nu erau trei mese pe zi. Programul că, de masă boieresc era foarte simplu. Când voiau mușchilul boierul. Da, atunci să punea la masă și să da. fie tot. Era o masă obișnuită deci, boierească. Nu era cu fasting, nu era? Uh, era cu fasting, dar îi zicea post și era când spunea biserica. Da. da. Și da. oamenii de regulă țineau, țineau până la vodă inclusiv. Adică vodă avea obiceiul să se spovedească, să se împărtășească în joia mare. Dacă se spovedea, mai ales dacă se împărtășea, era clar că ținuse post mai înainte. Doar că la vremea aia erau de, eram destul de inventiv cu postul, ne-am prins de pe atunci că moluștele, fructele de pe mare nu sunt de post nu și atunci am, am folosit la greu chestia asta, deși notau cronicarii străini că la un moment dat românii se uitau foarte ciudat la melci, dar s-au învățat <laughs> cu timpul. La început a fost mai greu. Da, până s-au prins să facă scuza aia când întârzie bărbatul acasă dacă a luat melci, i-aruncă pe jos și hai cu tata, hai cu tata, că e cam târziu. <laughs> <laughs> Uite, ne-am luat cu vorba, da, vezi, că dacă am pus întrebarea, asta e, vezi, și... Dar știi ce? scuze mă că întreb. Deci mie mi se pare că uh, Damian știe atât de multe lucruri încât noi trebuie să facem exact cum ne povestea nouă, uh, Bogdan Aumovici, că făceau reporterii ăia când se duceau să mai iau câte un interviu și făceau numai bună ziua <laughs> <laughs> știi? Baga, și după aia așteptam adică mi se pare că uh, atât ar trebui să facem și noi este și. este adevărat, dar... dar știi ce mă interesează pe mine? Eu am o chestie așa că uh, tu ești născut în 89 deci ești ultimul model de fabricație comunistă exact ca Ștefan, băiatul meu sunteți la diferență de câteva zile născut unul de altul uh, ai prins ceva din comunism, dar nimic, de fapt. Din prins, povești. Din povești, așa. Dar de unde ai chestia asta cu istoria, cu pasiunea? Că asta e o pasiune ce povestești tu aici, nu e că ai citit niște cărți de istorie, ci că ai studiat niște, niște povești despre istorie, adică niște... cum a venit chestia asta, că așa toți avem când suntem mici, ne uităm în clasoare în atlase, deci e frumos că e cu poze, dar tu ai pasiunea asta formidabilă de a, de a scotoci, de a vedea cei e pe dedesubt tu te uiți pe gaura cheii sau cum faci. Pasiune care mi se pare că s-a transformat într-un mod de viață, că, adică a fost mod de viață de la bun început ia, 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 uite, vis-a-vis de vorbit mult la mine existau oameni care îmi spuneau din star nu-mi spuneau bună ziua, ci îmi spuneau Damian, vreau să ne spun Păi, pe scurt, <laughs> ce, e despre, e mic, ce e despre chestia aia? da? Eu fiind exact tiparul introvertitului și al timidului, care nu prea are viteza de mijloc, ori tace, ori când pleacă, pleacă cu zvâc de pe loc, da, când mai da. scăpat frâna de mână și nu se mai oprește. Da. da. E, și de la chestia asta mi s-a tras. Principalul vinovat pentru pasiunea asta este mama mea. Mama s-a prins de când eram bebe, când am început să vorbesc, aparent am vorbit foarte precoce că am memorie foarte bună și că rețin aproape instantaneu ce mi se spune. L-am speriat pe un nene pe care l-am întâlnit acum câțiva ani, îl văzusem ultima oară la trei ani, i-am spus cum îl cheamă, unde ne-am văzut. La trei ani? Da. Mama, ai memorie de la trei ani. Așa? Și mama a făcut chestia asta, nu mi-a impus, m-a pus, a recitat cu mine poezii, la un moment dat l-am damblăgit pe taică, mi-am făcut un drum cu mașina de la, din satul meu, mănăstirea din județul Călăraș, până la satul mare, drum în care eu cu mama am recitat aproape continuu scrisoarea a treia. Păripit. Aparem pe pă la Zalău, tata s-a întors așa, gales pe... Te rog eu frumos, oprește-te că intru în primul stâlp cu mașina, dacă mai spuneți o dată. Dar până astăzi, 80% mi-aduc aminte scrisoarea a treia din recitat cu mama și tot mama a fost cea care în fiecare seară înainte de culcare s-a apucat și îmi citea. La un moment dat s-a prins că eu nu prea adorm. Că mă prindea povestea, stăteam acolo, mai trecea sarcina și la bunica și bunica mai era, da, și o mers și <minimționale> și să mai relua cu povești. Erau povești pur și simplu pentru copii sau chiar legende, Da, bineînțeles, s-a părut alea, da. format mic pentru da, copii, da, da, cu, da, da. erau povestite, de exemplu, filmele Disney. Desenele animate Disney. Oricum aveam și video, mă uitam, s-au prins să mi l am învățat italiană, că mi-au luat casetă, dar aia nu era, dub, era dublat dublată în italiană, în italiană. și nu avea subtitrare. <laughs> și eu m-am uitat de câteva ori până am învățat italiană. Și acum pot să reci Pocahontas în limba italiană, că <laughs> pe aia am văzut-o. <laughs> <mă, asta>, <laughs> Așa și din chestiile astea acumulate, mi s-a creat apetența să, de fapt, să aud, să, a, să citesc, să aflu în permanență lucruri mintea mea așa funcționează să-i dau tot timpul material de lucru. Și după aia, odată ce am învățat eu să citesc, n-a fost nevoie de multă muncă de convingere. Prima carte pe care citit citau a fost Legendele Olimpului, după care am trecut la un album cu dinozauri. Așa că puștulică Damian în clasa 1 o făcea pe învățătoare tot timpul să se uite un pic strâm, că eu toate exemplele de propoziții le a fie cu zei Olimpului, fie cu tiranozauri. A fost chemată mama la școală rugată discret. Doamnă, vă rog frumos să învățați-l să dea alte exemple, că nu știu să-l corectez. Deci, la, la, Damian nu era Ana are mere. Tiranosausul are două picioare mari și două mici. Da, da, da. Cam așa au funcționat lucrurile. la un moment dat s-au prins ai mei mai mult tata pe treaba asta, eu m-am născut checuleț, făcut cu multă dragoste și ca într-un an cât alții în 10 la în clasa 1 40 de kg vrac. Uh. Oh, 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 oh. da, așa, au făcut, mă, așa dar, au, făcut, și medicii. Da, o leu, leu, da. Și ai tot, acumulat uh, ceva. Da, 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 ai da. acumulat din toate punctele Asta de vedere. Asta voiam să spun, eu am fost programat pe acumulare. Totul la mine este să se strângă. Am un metabolism de bunicuță comunist Eh, mai că lasă să punem aici că nu se știe când avem nevoie. <laughs> Și drept urmare a fost, bineînțeles, marea controversă că să facă ăsta sport, să mai slăbească. Da, 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 da. Fiind un copil foarte docil, eu m-am lăsat dus peste tot, dar era o singură condiție, eu plecam cu cărțile la mine. La un moment dat s-a prins taică meu că eu stau mai mult și citesc, eu au spus instructorii de sport pe unde m-a dus la tenis, la not, că domne, el face ce îi spun, dar dacă l-am lăsat în pace, spune într-un col și citește. Și la un moment dat dus într-o tabără pe la Râșnov și că mi-a zis, ai voie să-ți doar o carte. Mi-am luat o carte pe care am citit-o pe drum și când am mai acolo, am zis bunit în plâns că eu cu ce fac? <laughs> trebuie să stau de vorbă cu ceilalți, Și n-am mai vrut să rămân în tabără până nu m-a dus la librărie și mi-a luat alte cărți. Auzi, dar e departe de mănăstirea, nu-mi dau seama, e departe Borcea de mănăstirea? La vreo 50 de kilometri. A, e departe. E, deci e situat încălă, între, între Oltenița și Călăraș. Da, da, da. În lunca Dunării, la 3 km de Dunăre, în 2005 am fost la 20 de metri în Dunăre. A, a fost o mică inundație. Va venit apa mare. Da, da, da. Ei, mă, mă așteptam să să faci activități, dacă era mai aproape de Dunăre, să zic, să fi fost activități de-astea, să pleci cu copiii la, cu barca, cu, la pescuit, la chestii de-astea. Mai adică... mergeam, nu eram în totalitate introvert până la 10 ani. La 10 ani s-a produs un șoc pentru mine, m-au mutat la București, mișcare care ulterior, mișcare care s-a dovedit ulterior foarte bună pentru formare. Că... Normal, că era... Mai sunt într-un mediu mai șoară, dinamic, mai sunt da? într-o clasă foarte bună cu mai mulți olimpici. Dar mie nu mi-a plăcut orașul. Drept urmare, următorii aproape 10 ani, eu știam drumul de la de acasă până la școală. Pum. Și nu prea mai ieșeam deloc din casă. Atunci a fost perioada când chiar m-am uh, izolat un pic de societate. Uh, N-am prea avut treabă cu bullying-ul, cum se spune astăzi, că am continuat să fiu foarte expansiv fizic. Adică în clasa 8 -a aveam 94 de kilograme la 14 Vai, ani bai, și bai. săracul ăla care îi se spunea grasul în clasă avea 62. Mie n-avea nimeni tupeu să-mi spună grasul. <laughs> Că poate mă mănâncă. <laughs> Dacă te super, îl halești. Da. Ai tăi uh, cu ce se ocupă sau cu ce se ocupau? Mama este absolventă de ASE, deci economist de profesie și lucrează la inspecția muncii și uh, tata este inginer de mecanică agricolă. Adică nu pot să spun că a existat o, o tradiție în familie pe studii istorice, dar a existat chestia asta foarte clară că faci ce-ți place. Niciodată nu a fost nu ai fost forțat să iei o direcție sau alta. Nu, ba chiar din potrivă, pe linia familiei, bunii cu agricultură, tata agricultură, mi-au zis, tată, dacă ți se poate să n-ai treaba cu chestiile astea, că din la, la cum a ajuns agricultura după da. 90, mai mult să joci la loto, dar joci la loto și mai și muncești. Da. da. Și nu știi ce o să iasă. Și când m-au văzut că am plecare clar spre studii umaniste, la mine asta a fost dintotdeauna, matematica a fost așa, o treabă pe care a trebuit să o ondur cât a trebuit să dur. Și unul dintre motivele pentru care am ales să dau la seminarul teologic a fost. Nu se face mate Acolo mă duc am scăpat de matematică, să fie sănătoasă, mie mi-au plăcut umanele, bineînțeles cu istoria în frunte. Uh -huh. Iar la istorie asta a fost tranziția dinspre domeniul legendelor mitologie către tratatele propriu-zise de istorie, dar bineînțeles că am mai avut noroc și asta o spun cu fiecare ocazie, dacă n-ai niște întâlniri care să te ajute pe parcurs, degeaba ești tu băiat studios. să-l mai invităm. Își pune singur întrebările. Noi nu mai trebuie să spunem nimic. Bună ziua! Bună ziua. Exact asta vreau să... Ai uitat să-mi spui pe scurt. Drept urmare... Nu, 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 pe scurt. Aici nu-i pe scurt, aici trebuie să spui... Deci, la întâlnire, astea. Oamenii e perfect care că suntem și la subsol, nu vedem când se întunec afară, eu nu mă grăbesc nicăieri. A, a nu mi făcut chestia asta, anume ca să nu vedem lumină. E ca la cazino, numai că nu-i cu bani. Nu, 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 no, 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 la un moment dat probabil că o să mute cadrul mai spre mine, voi puteți să lăsați capul pe spate și eu, dragii moșului, cum vă spuneam. <gri> Moș Crăciun și prietenii săi. <gri> Deci întâlnirile din timpul întâlnirile sau seminarului Capital, nu în prima întâlnire care m-a marcat și probabil cel mai pregnant a fost la 10 ani, când la fel tot mama a avut o intuiție din asta bună, s-a întâmplat de la 6 ani, l-a bătut pe la cap și, mă rog, sau înțeles să mă duc la meditații la limbi străine, la germană și franceză. Drept urmare, de la șase ani, eu stând la țară pe vremea când nu era Cartoon Network sau vreun program care să livreze desene non-stop, sâmbătă, da, când erau singurele desene, eu eram făcut pachetel și trimis la, trimis la București să învăț germană. Ma, Spre știu. eterna mea încântare. Da. Dar nu spun cum eram momit să mă duc la București, că nu e bine să facem educație copiilor să consume fast food, dar cred că ați putut Mescuri să la intuiți. McDonald's, tati. Da, da, da. Altfel nu mă scoteai din casă, așa mă lăsam dus. Uh, și o uh, chestie tristă, dar s-a dovedit comică în final. Prima mea meditatoare, Tante Chete, a murit când aveam eu 9 ani. Uh, la, până în 70 de ani. Caută mama printre cunoscuți și găsește o nouă meditatoare pe doamna Olga Racoviță de 84 de ani. Prima reacție în familie a fost, băi, vrei să-l traumatizăm pe ăsta? Îi mor, mor profesoarele pe capete chiar în halul ăsta. Nu găsim și noi ceva mai în putere. Doamna a trăit 10 ani, Olga Racoviță fiind nora lui Emil Racoviță și nepoata lui Petre Pecarp, primul ministru conservator al României. Cu vreo șase familii domnitoare în sânge și cu o casă exact muzeu. Ea era născută în actuala ambasada Turciei de pe Dorobanți. Acolo a fost casa lui Petre Pecar, dar bineînțeles că aia nu mai era a lor. Reușit să o vândă din fericire și au făcut schimb cu un medic care a reușit să emigreze. Medicul a luat actele necesare și le-a dat o casă pe Occidentului. Acolo, o vreme de aproape 10 ani, am făcut eu... Meditațiile. Pretext oficial a fost meditații la germană și franceză, dar după aia s-a produs o apropiere între mine și doamna m-a luat de suflet, ca să zic așa și ajuns ajunsese o regulă, treaba că eu trebuia să vin ultimul. Am făcut toată prostia să am venit la meditație și am zis, doamna, pot să stau doar două ore. Doamna vorbea grasea și a zis, mă dragă, să nu mai faci chestii de astea, că mă intervează. <gri> mă punea ultimul, că nu știam exact cum o să vedeți și voi, știam la cât ne vedem. Nu știam la cât plecăm. <gri> și de acolo, în primul rând, asta, casa era veritabil muzeu. Adică, intrat în casă, prima chestie, o vedeai pe perete, erau tablouri originale de Grigorescu, bunicul și tatăl doamnei, trecuți wow. în tablou mare. Ale, din Se păcate trăiți, au, înțeles, au dispărut da? cât eram eu la meditații deci probabil că cineva intrând în casă le-a ochit a știut că nu e doamna acasă și paciție drumu. drumul, acum probabil că îmi podobesc vreo colecție privată Ani le doresc 90, din tot sufletul asta da, vorbești, 90 le doresc din tot sufletul mii, oamenilor care fac chestia asta ca bântuirile să fie reale și din când în când să-ți mai iasă unul din tablou să-ți facă uh -uh. <laughs> cred că cred că doamna avea niște povești absolut senzaționale da pe care l-am auzit exclusiv în germană și în franceză, că prima regulă pe care am auzit-o când am intrat în casa aia a fost aici nu se vorbește română. Bineînțeles că prima chestie am învățat să cer la baie, că altfel era o mică problemă. <laughs> <laughs> și după aceea asta, plimbă prin casă, să vezi la rus în ediție din 1800 în franceză, cu ilustrații alea litografiate și bineînțeles că la doamna nu exista, ai venit să înveți germană și franceză, nu contează cum vrei să înveți germană și franceză, cât timp citești, vorbești franțuzește, nemțește, poți să faci ce vrei. Mie îmi plăcea istoria, doamna avea istorie și de povesti și de arătat cât în cape. Corect. Așa că a fost dragoste la prima match, vedere. Match perfect. Bruce n-a mai fost nevoie de McDonald's. Not. Ca, nu, să, fiu, ca mai, să mă dau zis. dus la București, bine, oricum în anul următor m-am și mutat la București și asta prin casă pe la doamna ce mai puteai să găsești. Lucru care mi-a rămas așa în minte, pe masa din bucătărie când ne plimbam prin casă, am văzut un vas de pâine din lut, vasul era făcut din cioburi și ținut de o rețea de sârmă. Și cât eram eu învățat copil, zic, haideți doamna, chiar așa, înțeleg că probabil o fi vreo amintire din asta sentimentală, da, dar nu. Totuși cu doamna îmi zice foarte, avea darul să nu pună în fază pe nimic, o să le spunea extrem de relaxat. Mamă dragă, asta e cultura cu cutene, are vreo șapte mii de ani. Vasul a găsit Vasile Pârvan la Histria și l-a făcut cadou maică mi. Vasul de pâine din bucătărie. <laughs> 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 Cum? Ah, cultura Cucuteni, deci din Neolitic Vasul, descoperit de unul dintre cei mai mari arheologi români, da. Vasile Pârvan, da. care avea corespondență cu mama doamnei. Tot de la mama doamnei am văzut corespondență cu Regina Maria, de scrisori autografe trimise de Regina Maria, mamei doamnei. Poze cu monseniorul Vladimir Ghica, care era unchi și care a cununat-o cu primul bărbat, dacă mi-aduc bine aminte. Așa pe o poșghiță, pe o policioară, pardon, în colțul camerei, văd o vază tot așa care arăta ciudat. Era ceva metalic, dar destul de bumbăcit. Zic, doamna, ce? E cartuș de obuzier din războiul de independență. mai erau populare ca suvenir când era bunica meu tânăr. 1877. Da. Cartuș original din Mate. războiul de independență. Am o, o curiozitate. Are copii, doamna? Adică există, da. acea casă mai există? lucrurile în ea sau s-a pierdut. Da, dar nu să dau adresa că este nu, 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 dar proprietate privată. Adresa, Doamne Aș vrea să știu, adică m-aș bucura să știu că are cineva grijă de lucrurile care au rămas da. acolo. Doamna a avut, a avut doi copii, din, a fost căsătorită de o oră dată cu un Rosetti, Scarlat Rosetti, dați foarte mult Scarlat prin familia Rosetti, și a doua oară cu Neculai Racoviță. Din prima căsnicie a avut un băiat, domnul Alexandru Rosetti, care din păcate a murit și el bine, doamna a murit la frage de vârstă de 94 de ani, domnul Rosetti la 80 și ceva de ani și din a doua căsătorie o are pe doamna Bruxandra Racoviță care a păstrat legătura cu mine și mă bucur pentru lucrul ăsta care trăiește însă la Paris, dar vin în țară și au grijă de casă. Asta e foarte important pentru că bănuiesc că așa cum este casa asta în care a avut privilegiu și bucuria și norocul să intri și să vezi lucrurile astea, ori mai fi încă vreo 4, 5, Poate mai există, există astfel de se locuri de istorie adevărată de oameni care au trăit și care datorită vremurilor s-au pierdut. Din păcate, și mare ar fi mare păcat să nu existe toate într-un loc. Adică să se păstreze așa poate să apară, cum ai spus, de tablourile alea, că apar cine știe prin ce sufragerie de colecționar. Sau cum mi-a povestit Max Caragia, descendentul cantacuzinilor și al celor din familia Caragia, Domnul care a cumpărat acum castelul Cantacuzino de la Bușteni, mai primește din când în când telefoane spunându-i să avem un corp de mobilă care a fost din castelul la, la un preț decent. Nu ați vrea să-l luați înapoi? Dar independent de asta, E deținut cu un faptul că mulți boieri n-au mai apucat să-și ia nimic din casă. Când da. au fost dați afară de comuniști, deci, unor au fost dați, dați afară cu haindre de pe ei. Și aia a fost tot și mult succes dacă mai găsești ceva. Doamna avea la un moment dat în casă, era o icoană, se vedea clar că are vreo 300 de ani icoana respectivă, dar avea o gaură în colțul din dreapta. Doamna, dar ce s-a întâmplat cu asta? Păi pasta, mamă dragă, am îngropat-o când a fost naționalizarea și când au dat să o scoată, a fost un dorel care a dat cu copu și s-a prins acolo icoana. Și avea urma de la târnăcop când le-au dezgropat la Țibănești, la Conacul pe care l-a avut Petre Carb Dar am mai avut norocul, prin intermediul Doamnei, am mai cunoscut câțiva membrii din vechile familii nobiliare românești, ajungând și pe la ei pe acasă, am văzut că s-au mai păstrat. Din obiecte sau unii chiar s-au străduit foarte mult să recupereze așa un Caz excepțional a fost cel al lui Dan Nasta. Dan Nasta a fost actor uh -huh. ca profesie, a locuit undeva pe lângă Palatul Parlamentului, în zona Izvor, dar om a fost un colecționar obsesiv. Și asta în perioada comunistă când nu avea bani, adică exact. cu sacrificii mari, mi-a povestit nepotului, domnul Mihai Nasta, care chiar a stat de vorbă mult cu mine pe temele astea și mi-a făcut o teribilă plăcere și îmi face în continuare, că inclusiv când s-a demolat cartierul Uranus ca să se ridice casa poporului, l-a văzut pe unchiul lui cărând cu roaba un ornament sculptat în piatră ca să și-l pună în curte ca să nu cumva să se, 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 piardă. se piardă. Da, și umblând prin toate părțile și, uite, dovadă de uh, moralitate și de așa, de uh, spirit aristocratic, după moartea lui Dan Nasta, uh, că e treabă publică, se poate spune, nepotul moștenitorului a hotărât să doneze întreaga colecție statului român. Și acum colecția e la Muzeul Colecțiilor, la Palatul Romanic, și poate fi văzută. Sunt două camere întregi. Cu obiecte de artă, cu porțelan, cu orfevrărie, cu sculptură, cu toate, povestindu că unchiul lui a ajuns invalid, căzut la pat, reușea să le spună femeilor care aveau grijă de el, du-te în camera cu tare și vezi că acolo, pe dulap, în partea treia, este sculptura de nu știu cine, a două o să o mai văd. Deci un om care știa cu ochii închiși toată colecția. Normal. Ăștia au fost, într-adevăr, oameni care au ținut la moștenirea lor, la patrimoniul lor. Ai idee cum, cum au intrat în contact cu doamna Racovița ai Uh, da, și o am idee foarte bine cum au intrat în contact prin intermediul nașii de boteza mamei mele care fusese învățătoare, doamna Racoviță să fusese nevoită în comunism când fusese trecută la proiectat ventilatoare, să dea meditații la limbi străine ca să se întrețină, că nu se ajungeau. Da, e da, da. bine cunoscută politică, doamna n-a făcut canalul sau vreo pușcărie din asta comunistă, dar au fost ținuți în permanentă mizerie și bineînțeles și în permanentă tensiune, că puteai oricând să auzi de la ușă de noapte așa. oare cine bate. Suntem noi de la securitate nu s-a întâmplat să fie săltați, dar asta au fost trecuți la limita subzistenței. Există o biografie a doamnei, e făcută de un autor francez la inițiativa fetei, Henri de Grand Maison, e autorul. Olga s-a întoarce la Țibănești, a apărut la editura Vremea, în colecția Aristocărți. Sunt mai multe biografii de... Uh, descendență descendența în nobilimii române și acolo povestește, printre altele, cum au fost nevoiți să-și câștige trai în perioada comunistă, ajungând inclusiv să zugrăbească locuințe de să meargă să dea cu trafaletul, acolo soțul. Soțu, da, scuzați-mă, e, e invenție modernă, corect. Soțul Doamnei a, a speriat la un moment dat pe niște proprietari, pentru că el cu o mână dădea cu bidineaua și cu o mână citea prust în franceză. <ră> și ăștia au zis, uite, zidar nebun, în loc să bea și el ca orice om, stă și citește prust. Cite citește tâmpenii, da. Iar Doamna, printre altele, a dat meditații la limbi străine o viață întreagă, adică inclusiv mama mea fusese eleva ei mama mea copil venită la rândul ei la București să se pregătească, a fost tot eleva doamnei Racoviță și mama râdea că mamă și eu tot bătrân, o știam. Și acum ți-a venit rândul tău și ea e tot e în tot putere. Rând, da. da, avea un program absolut fenomenal. Deci începea meditațiile undeva la 10 dimineața și le termina pe la 8 seara. Mamă, dar înseamnă da. că era un dever nemaipomenit acolo. Da, da, da. Adică avea foarte mulți elevi care veneau să învețe și să... Păi bine, dacă... Cu tine stătea câteva ore. Eu eram, tu, eu eram final. Să erai final. Eu nu. eram final apoteotic. Da. Uh, o treabă emoționantă mi-a arătat fica dumnei după ce a murit doamna. Doamna avea agenda pe care și însemna meditațiile și când mai crescusem aveam și un program un pic mai haotic și la un moment dat n-am putut să ajung și era o semnare în jurnal. Asta mi-a rămas cumva cea mai... A personal amintire cu doamna. Scria pe mine mă cheamă și Alexandru și Alexandru îmi spunea pe mine, de cine mă striga Alexandru clar mă strigă din copilărie. Uh, Alexandru ne venit jurdui. domaj. Alexandru nu a venit a spăcat. Da, 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 da. A fost -și ține minte și noi. A, a fost cea mai mișcătoare, dovada faptului că a fost mai ceva mai mult decât. Deci, oară... ea chiar, ea chiar uh, înseamnă că și gândeam franceză și în germană. Da, păi ea crescuse cu guvernantă franțuzoică. Deci prima limbă pe care a învățat-o, cum au fost toți din generația, era născută în 1915, prima limbă învățată era limba franceză. Sau cum povestește da. domnul Bălăceanu Stonici, că vorbea românește stricat, că românește învățat de la cei care ajutau Veniu prin casă, acolo. da, de la menajeră, de la bucătar, și învăța o românească mai populară. Limba pe care o foloseau ei în societate era limba franceză. Și doamna era foarte sensibilă la chestiile astea. Mamă, vezi să nu faci un cheșchevu. Adică, cum franțuzește, sună de obicei foarte apropiat de limba română, ai tentația uneori să o faci cu anachirița, furculision. <laughs> da, Fi da, foarte da. atent că eu aveam obiceiul exact ca acum, să vorbesc repede și vorbind repede, mai, scăpai, mai agățam. Da, 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 Și tot timpul puncta chestia asta, dar le puncta foarte liniștit. Orice chestie observa că îți lipsește, știa să spună bravo pe ce faci, adică părinții mei niciodată nu, nu li s-a spus, nu se descurcă, știe foarte bine ce face. Asta era tot ceea ce auzeau părinții mei și mi se punctau mie în schimb. Asta vezi că vorbești ca în repede sau cel mai bun sfat de viață pe care l-am primit vreodată. Până la 18 ani, în perioada când încă eram claustrat și nu prea făceam altceva decât să merg la școală și la la meditații, chiar am zis chestia asta că doamna cea mai mare plăcere pentru mine este să vin la dumneavoastră la ore. La care doamna fără să clipească, s-a întors mi-a mamă dragă, dacă la vârsta ta tu te mă ce mai mult să stai cu o babă ca mine, să știi că e grav. <laughs> Și așa ai, ai, zis să mergi și tu la cinema. Sau... Și a punctat chestia asta și a fost destul. Am zis, bun, e cazul să încep să ies și eu pe afară. Cum tot ea mi-a punctat, eu am dat la seminar, nu neapărat dintr-o convingere personală. Îmi plăcea să studiez, credincios am fost dintotdeauna, dar n-am avut o aplecare teribilă spre biserică. Îmi plăcea să studiez științe umaniste. Dar n-am dat foarte mult atenție teologiei în primă parte, până când tot doamna s-a uitat la, om de la mine, a zis, mă dragă, dar tot cărți de alea de pop citești, că văd că cu literatura asta e bine. Și atunci era, m-am apucat să și s-a apucat să mă întrebe în germană sau în franceză chestii care țineau de teologie. Ea fiind, să spunem, agnostic, adică nu era hotărât într-o direcție. Deși și ținea parastasele în familie, Că, cu tare, bine, dar nu... Asta era o tradiție, parastasul, Crăciunul, Paștele, să da. mergi la biserică, bă, eu țin mai mult de în principal de tradiție și mai puțin de credința asta e părerea mea. Ce am apreciat, în schimb, la toată societatea asta pe care am cunoscut-o prin intermediul ei, bunul simt și lipsa de, de încrâncenare pe vreun subiect. Adică chiar dacă oamenii nu credeau, te ascultau cu foarte multă plăcere. Și nu exista să facă ironii la adresa ta sau dacă se făceau ironii, ori să făceau într-un spirit care dovedea clar că e de glumă și râdea toată lumea. Am fost martor la o ironie din asta genială cu domnul Bălăceanu Stolnici. Erau prieteni de familie și se vizitau. Domnul Bălăceanu era un pic mai tânăr culmea, <laughs> decât, A, uh, nu bine să decât să doamna Racoi binești da, da, okay. 100 de ani, dar doamna, dacă ar fi trăit, ar fi avut 107. Da. Și uh, în cercul lor își permiteau, îi se spune, îi se spune muții, Conul muții. Și la un moment dat vine domnul Bălăceanu la masă și cum era el în, cum se îmbracă până astăzi, mai retro, avea la gât un monoclu. Și doamna doar așa de pe scaun, fiind și eu de față, zice, muții, dragă, vezi că ai uitat monoclu ăla la gât din 45. <laughs> Boom, din Băi, dar e așa, dar foarte din scurt, toată lumea râdea, adică nu exista era să clar se... clar o glumă, o era glumă internă o, da. foarte bună, de altfel. Da, domnul Nasta, la fel, îmi povestea cum tatălui Mircea Nasta, care tot așa a trăit până aproape de 100 de ani și care era un tip foarte mucalit, fiind foarte miob la un moment dat îl limita pe domnul Bălăceanu Stolniș cum vorbește el așa mai pedant, domnul Bălăceanu Stolniș fiind în spatele lui. <laughs> de Twitch să vă spun că a mulți drag, aici erai. <gântuiesc> Dar nimeni nu se supăra. Normal. Dar de, de, ai zis că la început nu ți plăcea București, Adică nu nu te-ai acomodat rapid? Ești ia... drăguț că spui că nu m-am acomodat zeci rapid. Mi-a luat aproape 10 ani să mă acomodez, adică abia spre sfârșitul liceului am început să ies. A contribuit și ea la... la Îndemnul ăsta, de... propriu zis, bă, vezi pe că pe e grav. Ok. Ea m-a povestit mai puțin despre București cu ea până la 20 de ani, am discutat o mare istorie universală, mai puțin aplicat despre București și încă n-aveam eu cunoștințele necesare. Ea îmi povestea despre rude, despre cunoștințe de ale ei, dar încă nu știam eu atât de în detaliu istoria românilor ca să înțeleg despre ce vorbește. Avantajul că am ținere de minte este că în timp după aia, exact cum rudeam la divertis, mă uitam luni, rudeam vineri, la fel și la doamna. Mi-au rămas informații la, oastea, la 14-15 ani și s-au legat 10-15 ani mai încolo când ai început să studiezi propriu-zis tratate, cum ziceai? La mine e mult spus că am studiat, dar asta eu nici nu mă pot pretinde cercetător. Eu n-am făcut vreo muncă de arhivă să stau să inspira carieni și să văd. Eu m-am uitat pe ce au scris alții și am o foarte bună capacitate de a reține și de a reda mai departe. Dar de asta eu sunt. Am văzut că există acum un termen cultural storyteller. Cam ăsta ar da, fi. Frumos! și rețin într-adevăr dacă m-a interesat subiectul, dacă mi-ai dat o vorbă în vânt așa, eu rețin vorba aia și de acolo plec mai departe. Iar de la doamna aveam capital serios. No, adică... Da, chiar a avut asta, întâlnirea asta mi se pare formidabilă. Adică ai avut era, cum zic, ca ursul la mierea de albine. Adică... foarte bună comparație, dat fiind fizicul da, meu mi-a și venit ușor <laughs> întâmplător o um... am vrut să fiu A, nu, rău păi, să -mi nu nici nu știi cât de bine ai ghicit-o e o Eu amintire pe care nu o am, mi s-a povestit că la 2 ani și jumătate am fost găsit cu un borcan de 5 kg de miere, îl țineam cu mâinile și cu picioarele și turnam în mine <laughs> la propriu Adică au știut din totdeauna că eu sunt pagubă la, la casa da, omului. Da, da. În generația mea erau foarte mulți copii hitici și discuția preferată între mămici la școală era Doamne, nu mai știu cum să fac să-l pun la masă. Doar mama era într-un colț acolo, nu știu cum să fac să-l dau de la masă. <laughs> Exact ca, cu, știi, că tot ziceai de, de alea cu Disney, Winnie the Pooh, știi? Winnie the Pooh cu mierea. adică... Da, da, da. am fost exact pe tiparul ăsta, singura poreclă care s-a prins de mine a fost aia de Bălu. Când eram în ciclu 2, asta a fost porecla care s-a lipit de mine, Bălu. Pentru nu... că eram exact tipul de bonom, liniștit și destul de naiv, așa, adică la un moment dat s-a strigat în clasă cu diriginta din 5, 5 8, făceam piese de teatru și la un moment dat zice diriginta, ar fi frumos să jucăm piesa Vrăjitorul din Oz. Unul din spate nu ce da, cu G în față. Eu mă întorc și zic în gura mare ce a zis ăla că eu nu știam ce e G plus Vrăjitorul din Oz. Și am avut parte de o privire de asta condescentă din partea dirigintei, care altfel era o doamnă destul de strictă, dar până și a rămas, bă, băiatule. Bă, asta, asta, nu știi nimic, frate. Săracul. Săracul copil. Nu, eram destul de în bula mea. Da, da, da. Clar. Asta e o, o altă trăsătură, am mai documentat și așa de psihologie, dar amator. Introvertitul are lumea lui și nu prea, nu ține neapărat să iasă din lumea aia afară când am avut și discuția cu doamna și m-am prins șoc că e cazul să ies, am ieșit exact ca un tocilar programatic, mi-am fixat făcut plan. A, la -mă. săptămână, de deci vreo 3 ani de zile Săptămânal mă duceam în câte un restaurant Că asta înțelegeam să fac eu ca distracție Eu am luat-o cu distracția Dinspre 50 de ani către 20 <răzări> Benjamin Button style așa. Da, adică întâi mergeam la astea clasice Era un restaurant, Gara Lipscan Care s-a închis prin centrul vechi unde mă duceam La carul cu bere, da, la da, astea da. clasice Așa am început să descoper eu Bucureștiul din Cârciumi. La un moment dat un om care mi-a fost director Și de care sunt foarte apropiat Încerca să mă trimită, cred că pe la ICR și cum eu încă n-aveam treabă cu București, nu, nu cunoșteam străzi, nimic, adică am încercat să-mi explice. Vezi că e pe acolo, pe acolo și la un dat îmi pică mie, fi să zic cârciuma cu Nu numai încolo, a cârciuma cu tare. Păi zi așa că eu trebuie să te direcționez din mai în cârciumă ca să ajungi la... <laughs> adică pe alea le învățasem, fiindcă mi-a plăcut chestia asta de bonomie, dar asta nici om de bibliotecă n-am prea fost, că îmi place vinul, îmi place în și la bibliotecă nu te lasă cu de astea Nu te lasă, să ai dracu ăștia. Nu. Și atunci am preferat tot timpul să-mi iau cărți, Asta a fost problema numărul 2. Mai că mi-am primă fază a încurajat cumpăratul de cărți. Dar la un moment dat n-am mai Să fost cam mai. strâng. <gânt> și drept urmare s-a ajuns pe la 20 de ani, deci erau toți pereții din casă căptușiți cu cărți. Și la un moment dat am rugat dacă putem să facem rafturi pe balcon și a zis destul. Gata. <gânt> Până Acolo sunt murăturile. Dă o naibii de treabă. Am și eu colțul meu, lasă-mă Așa și a contat foarte mult pe urmă vista unui prieten pe acasă, pe la mine, care era mai dezghețat, mai șmecheraș, s-a uitat așa prin prea, tu nu prea Fu. <laughs> După cum arată aici, nu prea. Și avea perfect de dreptate la vremea aia, chiar loc. Da, da, da. Și primind îndemnurile astea prietenești sau mai așa un șut în fund, un pas înainte, am mai început și eu să lucrez. La un moment dat m-am hotărât să dau din cărți. Am zis ce am citit și știu că nu o să mai îmi trebuiască, le vând. Până și anticarul care a venit acasă a rămas, a, trebuie să vin cu duba. <laughs> <laughs> nu două cărți, sunt nu. câteva zeci. Sute. Sute. În momentul în care le-ai zis alortei că vrei să te duci la seminar, ai fost susținut 100%, nu? Mama a fost motivul pentru care am dat la seminar, cum am spus, n-am fost vreo familie bisericoasă sau nu mi s-a inoculat chestia asta. S-a mutat mama cu serviciu fix lângă seminar, lângă mănăstirea Radu Vodă. Așa am aflat că există seminarul. Eu eram a 8 era aprilie, adică urma examenul de capacitate, cum era în da, 2003. Da, da, da. Și de unde voiam să dau la. Eu mă orientam spre ceva unde să fie bun pe umane. Pe uman, da, da, da. Și nu știu cum ia cu situația, dar la vremea aia nu prea excela învățământul românesc, învățământ de calitate pe umani. Erau liceele Tarp real da, 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 da. Viteazu Vianu. Sava era principala opțiune. Doar că am avut o chestie pragmatică de la bun început, zic, bun, fac liceu de uman, dau la facultatea de istorie și pe urmă mor fericit de foame, pentru că e o realitate tristă lucrul ăsta, right. că profesor de istorie sau doamne ferește arheolog cu tare... Nu e cine știe ești, ce. ești vegan, ești vegetarian fără voie. Da. Ca să zicem așa, că nu-ți permis mai multe. Și atunci a fost și gândul ăsta, ce fac după? Și pentru că mi-a spus mama de seminarul teologic și mi-a explicat cu preoția cu tare, nu m-am dus neapărat cu gândul, m am cântat ideea să fiu preot în prima fază, dar m-am dat seama că asta, mergi când la biserică, ai un ban de buzunar. Și și asta a fost un Aveai motiv. voce sau știi, cântasei până atunci. Când am dat la seminar, eram exact în perioada aia când vorbești mai așa și mai în sus și mai în jos, dar am avut tot așa o altă întâlnire faină, Părintele profesor de muzică, Stelian Ionașcu, care eram rămân recunoscător până astăzi, ca să dai la seminar, fiind liceu vocațional, pe lângă media de la capacitate, aveai probă eliminatorie, respectiv muzică am și religie. Da, păi dacă ești afon, n-ai ce căuta. N-ai ce căuta, la... corect. Iar la muzică, eu am făcut pian în copilărie, altă. Mal motiv de bombănit, că de înjurat nu știam la vremea era că eram cărat de două ori pe săptămână și la călăraș să fac pian, deși maica mea nu s-a descurajat, eu nu sunt chiar cel mai delic cea mai delicată ființă cu putință. Profesorul s-a uitat la degetele mele, care sunt un pic răsucite nativ, și a zis, cu coana asta nu este Mozart. Bă, bă, maica mea nu s-a lăsat, 40%, așa. dar mi-a spus, o aveam un soi de a ne înțelege ca adulții, de copil, a zis, mamă, până la patra, mergi că te rog eu. După aia faci ce vrei și n-am mai vrut, dar cunoșteam notele, ceea ce a fost un mare avantaj. M-am dus la profesorul de muzică, repet, dacă începeam să cânt atunci, este trebuia vată. Că îmi fugea vocea pe toate. Dar profesorul m-a ascultat și îi are. Văd că știe notație. Avea reportofon, a înregistrat pe o casetă patru melodii biserice. Le înveți pe asta și dat bitere treci. Și la mine nu mai e ce să cauți până atunci. Vorbind după. Nu mi-a luat bani pe meditație, Mamă, ce tare a fost asta. Omul mi-a spus-o liniștit dintr-o ședință, tu treci de examenul de admitere dacă le înveți pe astea și mai mult pentru admitere n-ai nevoie. Discutăm după aia, când a ai intrat. Așa, experiență mai puțin drăguță. În schimb, la religie am ajuns să mă meditez unele care avea unul în baie, unul în bucătărie, unul nu știu pe unde. omul m-a văzut că învăț și atunci nu l-a mai interesat și a scăpat că la una din unul dintre subiectele date pentru admitere era fericirile și tâlcuirea lor în mica Biblie, eu aveam fericire și predicat pe munte, era la coadă. Eu am învățat lecția în corp, i-am scris o la văzut că am scris perfect, la examen mi-a picat asta și am au punctat doar pe fericiri, cele nouă fericiri, că eu, în loc de tâlcuire am scris predicat pe munte. Eu am scris o pagină la examen și am luat patru. Și am Ups. picat. La admitere, iar am avut parte de oameni înțelegători, directorul de la vremea al seminarului, care a zis, doamnă, ne-am prins că știe. Ne-am prins că a fost vorba de o eroare de calcul. A mai fost un loc, ăla a fost al meu. Dar eu am, eram inițial sub bară sub și s-a mutat bara. Da, Și așa am intrat, adică una caldă, una rece. Și seminarul cam așa a și fost, una caldă, una rece. <fie> Ți-a plăcut acolo? Au avut și părți bune și părți mai puțin eu bune. De exemplu, una caldă, una <fie> în primul an de seminar, clădirea veche de la Radu Vodă, fostul internat teologic, avea bulină la bulină. Adică dacă făcea făceau dată pământul, era jos. Sfânt, și drept urmare, să mutaseră recursurile la capătul Ferentariului, la capătul autobuzului 117, Mamă. poreclit afectuos de noi, Cecenia. <laughs> și era minunat pentru că seminarul are uniform obligatorie. Erai la costum, cu diplomat de piele, și tu te la capătul Ferentariului. Interesa. O țintă pe spate îți mai trebuia. <laughs> Oricum, la ultimele trei stații, ne învăța toți băieții, pur și simplu erau autobuzele ale carus Galbene, bloca mușile ne puneam în ușă să nu mai urce nimeni, că nu, nu aveai vizite prietenoase la ultimele trei stații. Oricum, reacția generală când se urcau seminariștii în autobuz era, mamă, ce de controlori. <laughs> <laughs> și la un moment dat, unii singuri, niște băieți de prin cartier au avut proasta inspirație, neștiind unde duce autobuzul ăla. Fix la 8 dimineața, când era burdușit de seminariști, ai intrat doi și l-au prins pe unul de la noi de guler, dă băbanii. După care s-au uitat un pic în jur și s-au prins că e un pic dubios că e toată lumea îmbrăcat. Tot, Toți la fel, mă a urmat o bătaie în care ai noștri s-au bătut pe ei, că ea din spate n-ajungeau să dea... Deci am ajuns, am ajuns semi-bătuți la liceu și întrebarea a fost și cine v-a bătut? Noi ne-am bătut. Da, da, cei din spate încercând și ei să rezolve ceva, mai dădeau Da. Ăsta a fost anul întâi, asta a fost aia rece. Plus că era minunat traseul la vremea aia, încă erau autobuzele vechi ale RATB-ului, erau Icarusurile și Dacurile, cutiile wow, alea de chibrit pe roți. Da, mi-aduc aminte unul asta. care era mirific, era spartă podeaua fix în mijlocul autobuzului Ui, și, și aparent era spartă, nu, nu era cu burduf, a, era, era burdu. într-un singur corp. Dar era spart și eșapamentul și cum ambala ala, vedeai că toartezian, așa de fum, cum se ridică în autobuz. Iar scena cea mai poetică a fost, plecam cu 139 de la AFI și a virează la Leu, la Palatul Cotroceni pe scaune de de placaj blăcuit, o băbuță în față, eu citeam ceva acolo și când ia asta virajul așa cu 60 la oră, eu o din față. <laughs> <laughs> Zburase mamaie cu papornițe cu ce avea s-a întins până tot autobuzul, drept urmare până am ajuns la capăt, am avut un concert de paștele cuitea șofer de basculante de cu șoferul răspunzând, bineînțeles. A, deci aveam a și, dialog, aveam și a coloană dialog. sonoră. Era mirific, a fost primul an. În schimb, atmosfera din seminarul asta odată că am constatat că am avut dreptate și că pot să faci un band de buzunar, că am ajuns cântăresc de biserică destul de rapid, s-a prins treaba cu vocea, Uh, și deși poate să pară o școală dură, părerea mea e că te și învață mai repede cam cum e cu viața sau cel puțin cum e cu viața pe aici. Adică niște reguli cum ar fi ciocul mic și pasul mare, acolo le înveți. Să nu știi, dai tu cu părerea. nu. Să știi când să comentezi, uh -huh. dacă să comentezi. Exista și practica sifonăriei și atunci iar învățai să fii discret foarte repede și să ai grijă cu cine faci schimb de informații personale. Dar, în ansamblu, nu mi-a prins rău, chiar dacă atunci n-am fost foarte încântat de priveliște. În anul 2 ne-am mutat la Unirii, într-o școală care era în curs de construire lângă pe avea pereți. pereți. avea, ce n-avea era încălzire centrală. E, asta e o problemă. Drept urmare, anul 2, ne-am mutat din Cecenia în Siberia. Am experimentat și gulagul vreme două în sezon. Ai că v-a făcut bine. A, da, da, că stăteam strânși. Am primit în schimb o dotare foarte drăguță. și s-au pus difuzoare în clasa. să ce drăguț o să facem practică la muzică. Prima practică la muzică a fost 10 ul lopețile și la zăpadă. Noi eram 10 ceu. Da, am înțeles. Așa că am învățat frumos și ce înseamnă munca de teren. Ca să faci misiune, trebuie să te descurci cu Categorie. cu în toate perioad, astea. În perioada aia, mergeai la Belu? Nu. nu mergem. Ajungem imediat și la episodul Belu. Ala a fost altă întâlnire nu. și altă persoană care m-a ajutat. Și tot atunci, noi ne desfășuram activitatea în paralel cu muncitorii care încă lucrau la clădire. Drept urmare, era în secolul 9 se dezvoltă doctrina creștină. Titele! Dă-ți sacul! aia! Du-du-du-du! Și da da, 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 având un profesor, era un, unul dintre tipii cei mai deștepți pe care am întâlnit, părintele Nicolae Buga, care uh, era un tip foarte cult, foarte respectos, îi spuneam englezu, uh, un tip care semna cu piedone la construcție. Și uh, pe stradă, dacă te întâlneai cu el, te, te, te salut, domnule elev își ridica pălăria și trecea mai departe. În schimb, om era coleric, adică era calm, 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 te omor. Și omul fiind boxer în tinerețe. Da, de unde și Constituția. Deci, și știa să te omoare, nu doar te amenința. Da, da, da. Elevii n-au pățit niciodată nimic din partea lui, dar muncitorii, în schimb, care au insistat să continui șantierul deasupra clasei în care preda el, au fost nevoiți să sară pe geam, pentru că omul a deschis de două ori geamul. Domnilor, vă rugăm, țin ora, v-aș ruga să... O dată de două vă omor, vă s-a dus peste ei și am văzut la propriu băieții sărind pe geam, văzând că bă, ăsta nu glumește, vezi că vine. Nu Cu frica lui Dumnezeu de altfel, adică nu era... Păi nu, că el te omoară, el te și îngroapă, e exact. mai, mai simplu de atât, nu se pachet poate. Pachet perfect. Oricum, în seminar se învață să se acorde ultimul ajutor. <laughs> Iată-mă, Doamne, da, ai foarte bună gluma <laughs> Când tot restul nu merge, noi cu siguranță te scoatem niciun fel de problemă. Și uh, episodul cu Belu vine la finalul seminarului datorită doamnei mele profesoare de limba română, doamna Trifu, uh, al cărui soț este până astăzi preotul capelan de Belu. Uh -huh. Eu mergeam la meditații la limba română, pregătirea pentru olimpiadă, uh, și la un moment dat se produsese ridices schimbări pe la Belu, cert este că părintele rămăsese fără cântăreț. Și intră în casă, eu fiind la meditații, și întrebă, întreabă, Mihaela, mi-ai găsit și mie un cântăreț? Doamna, evident că nu căutase, dar sigur, uite-l pe Damian și îmi face și cu ochiul, taci, zic ca mine. Să Sărul eram zic, sunt la o biserică și părintele mi-a spus, păi uite, la mine poți să faci un bănuț cam atât. Când am auzit cât era atât, da, când să fiu? La Belu, cred că îți faci un bănuț bun acolo. Din parastase, da, ce vor oamenii să-ți ofere? Și în felul ăsta am ajuns la Belu, și am ajuns ca... Atunci ai intrai pentru prima oară sau mai Nu, nu mai călcase nu nicio. mai călcase. Păi nu mă, încă eram în perioada când mă plimbam foarte puțin prin București. Imediat o să îți explic de când am ajuns eu, că eu am învățat București în momentul când am început să fiu ghid prin București. Am intrat la Belu Dascal și asta am rămas vreme de vreo 10 ani. Oh-oh, okay. am înțeles. Unde ajutându-mă la fel memoria vizuală, slujba, o știam pădărost, acum dacă mă treci la 3 dimineața și îmi dai play, ți-o zic cu ochii închiși. Știi ce trebuie să faci? Ce și drept urmare nu-ți nu mai sta atenția la slujbă. La Belu se fac slujbele în teren. Adică faci slujba la capelă dimineața, și după, după care mergi cu familiile unde are fiecare. Stând la fiecare mormânt, spuneam slujba pe pilot automat și între timp mi se plimbau ochii. Și în felul ăsta treptat am început să-i învăț care unde sunt. Marele meu avantaj la Belu e unul singur. Sunt mulți oameni care pot să vorbească mai bine decât mine despre personalitățile respective, doar că nu știu să le găsească. Eu sunt singurul care știe și unde sunt și cine sunt. Da. Și de aici mi s-a tras norocul, ca să spun așa, faptul că mă descurcam m-a făcut să fiu și angajat la cimitire între timp și marele meu noroc, asta am mai spus-o și o să o spun ori de câte ori, a fost întâlnirea cu domnul Sorin Constantinescu. Domnul Sorin Constantinescu, lansându-și canalul de YouTube, printre clipurile pe care a vrut să le încarce, a avut ideea asta să filmeze în Cimitirul Belu. A făcut o cerere la administrație că vrea să realizeze un tur filmat. nu e greu de înțeles pe cine a trimis administrația ca ghid. Mie, în prima fază, chiar am fost sceptic, deci când am văzut că vrea să filmeze a, un Așa a început. Ăla e momentul 0. Ah, am, am crezut că tu făceai deja chestia asta. Mai și... făceam tururi ghidate când mi se solicitau, dar nu au fost niciodată filmate. filmate da, erau... Și, drept urmare, nici nu s-a răspândit zvonul, majoritatea nu știau că există. Da, da. Domnul Constantinescu a făcut filmarea cu mine, aproape, nu știu, 3 ore și jumătate are tot toată filmarea, fără să-mi spună m-a trecut cu numele în clipul respectiv și de la chestia a explodat, are vreo 500 de mii de vizualizări. Filmarea cu Belu în prezent. Și de acolo, odată că m-a chemat a doua să mă întrebe, auzi, dar tu în afară de Belu, mai știi ceva? Eu, făcând un documentar exclusiv în Belu, deci suntem încă, am cu doi ani, eu nu prea cunoșteam Bucureștiul nici atunci. Cât mă mai mișcasem, eu la atât. În schimb, făcând un documentar în Belu, mă documentasem de fiecare dată și unde a locuit omul. Și atunci aveam referințele strada cu tare, dar nu le știam în teren cred că pot să mă descurc, dar lăsați-mă puțin. Și am început să, să fac, mă plimb teleleică da. pe străzi, până am învățat cum arată strada, unde e fiecare clădire sau unde ar fi trebuit să fie, că multe nu mai sunt. Și în felul ăsta am ajuns să fac și... Deci datorită lui, practic, ai apucat să faci tururile astea prin București. Exclusiv. Am înțeles. Și în momentul de față, faci tururi prin tot orașul, nu? Încă mai am de documentat. Mai... Am... Bucureștiul, dacă o iei din centru, de la... din centru vechi, cel mai ușor de documentat e în sud, că orașul nu s-a întins mult pe malul drept al Dâmboviței, fiindcă era pericolul de turci și acolo la Mitropolie și la Radu Vodă a mai terminat acolo se termina, istoria bine. Mai sud. Cu excepția notabilă a cimitirului Belu, crematorului Cenușa, care sunt locuri unde s-a strâns istorie, dar ca, o, ca într-o insulă. Uh -huh. În rest, parcul tineretului, zona aia nu are foarte multă istorie de povestit sau ai lucruri răzlețe, cum de exemplu la Alea Castanilor ar fi fost Mănăstirea Văcărești. Dar te lovești toată de faptul că nu mai e mănăstirea, că e demolată, n-ai ce să arăți, cu poza și prin prejur nu mai ai altceva de arătat, că un tur ca să meargă, ai nevoie să ai subiectele cât de cât legate. Și legate una după alta să poți să mergi. Nu poți să plimbi da. omul pe un bulevard așa și să-i povestești tu din amintiri din copilărie fără să vadă nimic, deci Sudul a fost cel mai ușor de documentat Vestul e al doilea cel mai ușor, care mergi cu istoria cam până în Cotroceni, până la pe la Academia Militară, uh -huh. că era cartierele dormitor, drumul taberii Militar. militari, au ele o poveste dar nu te ajută cu nimic, arhitectura e monotonă blocurile alea în sine n-au vreo poveste pe care să o poți Totuși, acolo a fost câmp Poți să o iei de la Tudor Vladimirescu, dar n-ai ce să te legi în teren uh -huh. să-ți legi relatarea Nordul orașului e al treilea ca nivel de dificultate Că acolo s-a produs o extindere Mai ales aia e perioada lui Carol al II-lea, Cât de controversat e Carol al II-lea Din punct de vedere al urbanismului bucureștean De la pornind de pe Magheru Și mergând către Chiselef Până la Herăstrău și dincolo de el Ăla e meritul nu neapărat al lui Dar al domniei lui Deci el e cel care a făcut urbanizarea în zona aia Și este subiectiv vorbind Zona cea mai elegantă a Bucureștiului Zona de nord a e grea, acolo încă am de documentat, am ajuns pe la Arcul de Triunf. Și îmi fac documentarea să închei tronsonul. progress, practic. Da, și încă nu l-am documentat și este zona de care mi-e cea mai fric, cel mai frică. Zona de răsărit a Bucureștiului, fost o cartier evreiesc din spatele Unirii, cartierul armenesc și mai departe către Popanan, calea călărașilor. Acolo fiind o zonă unde n-au prea fost clădit, n-au prea fost instituții, n-au prea locuit familii cu vază, familii boierești, familii care să rămână în istorie, să ai un edificiu, ai foarte multe istorii personale după care odată că ai nevoie să cauți și durează foarte mult până le și legi. Corect. De exemplu, calea Victoriei e superbă. Dacă ai intrat pe calea Victoriei, șapte ore vorbești non-stop. Dacă e istoria tuturor locurilor. Fără să ocolești să te duci pe străduțe. Doar deci calea Victoriei. Da. Și cum ai ajuns să. Uh, 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 înțeleg că ai făcut uh, o documentare, și despre unde a stat și ce a făcut Eminescu. De, da. Ca ajungem și la cafea Eminescu imediat. Asta a fost o, o propunere la care m-a îndemnat domnul Cătălin Oprișan. Ok. Cătălin Oprișan este primul care m-a invitat la vreun podcast. Și așa m-a făcut cunoscut chit că titlul ăla nu l-am dat eu, că mă știu cu strigoii din Belu, i-am spus din potrivă că eu n-am văzut niciun strigoi în Belu, dar probabil pentru că acum sunt inspector să ferez de mine că le e frică să nu-i mut la spate. P Tocmai <fie> pentru că ei te știu pe tine, de aia n-au apărut. E trăi șeful, am că, înțeles, stă în A venit șeful nostru aici, da. Oricum, și în Belu a fost simpatic cu un domn care lucrează acolo, eu fiind inspector de resurse umane, bineînțeles că mă ocup și de fișa postului și am dat în fișa postului, intra control în teren. Și pentru că fac și ghidaj, la un moment dat oamenii, șeful, astăzi control sau ghidaj? Ca să știm și noi, mai cu... buncim, Bine, sau... și l-am numerit pe cel mai băiat sincer, am făcut un control fix înainte de Paște, am ajuns în cimitir, ne-a văzut Nenea Groparu, mamă, șeful, e fix pe tine, voiam să te văd azi. <ră> păi și uh, tururile în momentul de față, cât durează? Depinde, probabil. Uh, sunt mai multe forme de tururi și nu strică să o mai spun. Tururile în Belu, cele făcute prin administrație, se fac gratuit. O simplă cerere la administrație, ccu.ro bineînțeles că în timpul programului de lucru, și turul e în principiu cât către tu, că material se găsește. Adică, recordul de tur în Belu este de 6 ore și jumătate. Wow. Au venit niște oameni la un moment dat care mi-au spus: Vrem să vedem tot. tot. Ca să vezi tot în Belu, te duci în sus pe o străduță, te întorci pe următoarea, exact ca la mașina de scris. Faci un soi de snake. Da. Așa vezi tot în belu. Altfel, să zicem, turul așa de prezentare de onoare, care arată ca un dreptunghi, că forma cimitriului nu perfect dreptunghiul, dacă am spre asta bate, durează undeva la 3 ore. Acum mai nu am făcut tururi personalizate, în sensul că nu mai luăm prezentare generală, ci luăm personalitățile pe categorii tur cu scriitorii, tur cu actorii, cu autorii, tur cu familiile nobiliare și atunci tot cam trei ore ține, dar cumva ții lumea mai alertă în belul marea problemă e că la un moment dat nu mergi, fiindcă schimbi subiectul din 2 în 2 metri, da, și... stai pe loc și tot vorbești și oamenii stând în picioare la un moment dat înțepenez. Plus că ideea de afaceri, lumesc că nu se poate chestia asta, dacă apare cineva cu un, stândulesc, cu un cărucior, cu covrigei sau cu sucuri, la face avere în secunda 2, după 3 ore de tur sunt oamenii să bem ceva, să stăm La un moment ceva. dat vizitatorii încep să semene cu locatarii la față, să vezi cum se scurge așa. Ei nu, dar ai perfectă dreptate pentru că și atenția după două ore, dacă ori te așezi, ori be un pahar cu apă, ori faci pipi, ori... adică trebuie să cumva trebuie... E mult, șase ore mi se pare uriaș, mie persoană. A fost la cerere, repet, nu da, sunt... Da, da oamenii o... au venit pregătiți. Au să fost masochiști, nu sunt eu sadic. Dar nu, 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 nu. Și ai, cele în București, și cele în București cam tot spre trei ore se ridică, pentru ore. că eu am mers pe ideea asta, n-am avut un business plan, am fost sincer și eu surprins asta, pornind de la turul cu domnul Constantinescu, mi-a spus că o să-l dea pe YouTube și m-am gândit perfect, o să fie câteva sute de vizualizări și asta o să fie, că nu stă nimeni să uite la 3 ore și jumătate de informație, eu ne dându-mi seama că a apărut cultura de podcast. Eu sunt, exact, sunt românul Sadea, eu sunt cu 50 de ani în urmă. <laughs> neștiind că a apărut cultura asta tip podcast în care omul nu vrea să stea cu fața la ecran să asculte, ci ascultă făcând exact. diverse lucruri și aparent clipurile astea unde vorbesc eu sunt mară cerească, că eu tot vorbesc, tu faci lucruri și mă asculti pe mine în timpul ăsta nefiind permanent atent. Ceea ce sunt perfect conștient că se întâmplă și la tururi, că l-am dat văci priviri care privesc undeva în absolut. <laughs> Ce a vorbit? Nu știu, dar foarte frumos. Foarte frumos. Are, domn... Are, dragă domnul ăsta o vorbă, măi, te prinde așa. Și avantajul la capitolul ăsta este că, într-adevăr, eu nu tac. Și atunci ai coloana sonoră care merge permanent și pentru tine e o plimbare foarte plăcută, ceea ce mie nu mi se pare nimic greșit. Asta cam așa durează tururile și în oraș și în Belu și acum mi-am mi -am făcut curaj să ies și în afara Am ieșit cu un prim tur la Istanbul și plec mâine în al doilea. Mamă! Tot de aici Foarte mi s-a tras, Istanbulul fiind la fel un oraș pe care eu îl învățasem, e mai ușor de învățat ca Bucureștiul, că ăla are formă geografică mai specifică, arată ca un deget. Și atunci l-am învățat mental înainte să merg acolo, tot cu domnul Constantinescu m-am lăsat și în Istanbul, în ceea ce a fost altfel cel mai interesant periplu al vieții mele oricum, astă vară, fiindcă i-am spus că am încercat să-mi dau un doctorat pe mongoli. Ai fost în Am Mongolia. încercat. Da. El mi-a lansat propunerea. Uite, Mongolia, eu n-am vizitat-o. Ce zi să fim primii oameni din România care fac un vlog în Mongolia? Perfect. Mongolia e o țară foarte simplă că e tot un mare, un, un mare câmp. nu trebuie să te orientezi prea mult. Da, n-ai ați, fost, ați acolo. fost acolo? Da. Doar că, mergând imediat după pandemie, e bine cunoscută situația lindurilor aeriene că s-au... Da, împiedica da, da. toți. Da. Și ne-am plecat de la București cu escală la Istanbul, că surprinzător cursă directă Bucureștiul la nu e. Da, cred că nu prea e cerere. În afară de Moscova, eu nu știu să mai merg și poate din China să zbor. Din Turcia e fluxul foarte mare, fiind foarte mulți mongoli să lucreze în Turcia. Aha. Și uh, am plecat de la București la Istanbul, numai că noi am ajuns când avionul nostru deja plecase fiindcă s-a întârziat o oră și ceva la București. Și următoarea cursă pe care am putut-o găsi era peste două zile. Domnul Constantinescu, negru de bine și eu că am ratat fix na Adamu, fix ziua lor națională, când poți să vezi concurs de călărie, concurs de tras cu arcul sau luptele mongole. Păi la nu l-am mai prins, asta e. Și domnul Constantinescu supărat și ce, ce facem, Damian, două zile? Zic, cred că ne descurcăm și prin Constantinopol. Și cu materialul făcut așa în pripă, am mers și am vizitat principal obiective de acolo. Două zile am mers în truna, deci am mers mai mult în Constantinopol acolo, cât am mers în Mongolia. Cred că și o săptămână, dacă stai și mergi zilnic, nu termin din jumate. De... În Istanbul, dacă te pui în fața Sfintei Sofia și toată istoria, jumătate de zi nu pleci de acolo. Adică n-ai nevoie să te deplasezi, top capul la fel, e bine când te duci în vizita acolo să nu mai planifici altceva pe ziua respectivă, că și dacă mai ai timp, nu o să mai poți fizic. Iar în rest, Fiind orașul foarte mare, distanțele sunt pe măsură, să mergi să vezi în nord partea cu zidurile de apărare pe care turcile au păstrat foarte bine pe anumite segmente, adică poți să înțelegi toată structura a zidurilor, să mergi la Patriarhie Ecumenică, de exemplu, tot în nord, sau la Marea Școală pentru Luminarea Namului a Patriarhiei, care e făcută pe domeniul lui Dimitrie Cantemir. Dimitri Cantemir a donat teren patriarhiei cu iar palatul lui l-am găsit accidental, mergând lângă la o cafenea. Erau niște ruine pe marginea cafenelei și acolo am găsit plachetă cu pusă de ICR Istanbul. Aici a fost palatul Bogdan Sarai, se numea. Era, practic, ambasada Moldovei la Istanbul, în perioada Imperiului Otoman. Palatul lui Dimitri Cantemir. Adică ai ce să faci în orașul ăla, Lăsând la o parte, eu, unul, sunt foarte uh, apropiat de bucătăria turcească, se vede, de altfel. Este vreo bucătărie la care nu ești tu apropiat? Da, cea italiană. Hai, lasă-mă. Cu tot respectul pentru inventatorii pizzei, pastelor, eu mă simt zici că am mâncat o piatră de moară, după o pizza, îmi place, dar regret după aia, exact ca la mici. Am înțeles. În, Mon în Mongolia ai, ai mâncat în iurte cu localnicii? Da. Am avut parte și de. Bine, noi am optat. Domnul Constantinesc a optat pentru traseul turistic premium. Și atunci am fost cazați la hotel, doar că se vede că băieții încă nu s-au adaptat exact la istoria, la piața occidentală, că era mâncare în stil occidental, dar făcută cu un pic de specific un mongol. Twist. Da, unde la băieți grăsimea e bună. Și atunci totul era prăjit, dar sapă, n-am aflat ce înseamnă sandviș mongol, grăsime, carne, grăsime. Poftă bună! <laughs> Orice fripturică la ei avea jumătate carne, jumătate grăsime legendele alea, că sunt legende cu faptul că băieții mănâncă crud, n-au nicio relevanță din potrivă, ei chiar gătesc și sufletul din mâncarea aia, adică mănânci numai o pinci, cu alte cuvinte. Totul Biftecul tartariu trebuie inventată de ruși în secolul XIX, n are nicio legătură și legenda aia că mergeau cu carnea sub șa, iar nu are nicio treabă, făceau o chestie încă mai interesantă, beau sânge dintr-o venă de pe gâtul calului dacă erau în grabă și nu se puteau hrăni altfel. Bine, aia cu Vena n-am încercat-o, în schimb, acolo, dacă ești vegetarian, recomandarea mea e să nu mergi. Că în cel mai bun caz vei fi tu în meniu. Dar meniu pentru tine nu se prea găsește. 90% din e mâncare car. e proteină sau lactate. Că dispun și de rezerve foarte mari de, de, de animale care produc lapte. Adică acolo am numărat 14 feluri de prelucrare a laptelui de la Iaurturi. iaurt spre... N-am găsit nimic să se cu telemeaua românească, de exemplu. Au numai niște forme de iaurt mai închegate, mergând până la iaurtul uscat pe iurtă, afară. Iaurt, iaurt care... uscat, mamă, da. asta nu am mai a, Deși sunt pasionat de mongoli, limba mongolă e o treabă pe care n-am reușit să o însușesc. Adică câteva cuvinte și e suficient. Așa că nu știu cum se cheamă preparatele astea din memorie, dar au un iaurt pe care îl usucă, arată exact ca niște bucăți de uh, jumări la noi, dar numai că e lapte, nu are termen Laptul de valabilitate. Uscat. Tehnic, poți să mănânci de pe vremea lui Han și e perfect și astăzi. Bă, dar cum să n aibă termen de valabilitate, că totuși unor e ceva viu laptele, e ce. Aparent, uscându-l în felul ăsta, cultura aia bacteriologică A, durează dispar. foarte mult bine. Gustul nu e chiar cel mai indicat. Astea foarte vechi, de regulă, îi le moaie în lapte sau le pun în supă, ca un fel, fel de crutoane. Mhm. Mm E foarte drăguț la... ca o medicină gândită pe bucătăria mongolă, adică dacă te dori rinichi, mănânci rinichi. Dacă te doare cutare, tare, pentru ea, perfect, băieți, aici mă Pe principiu cui pe cui se spate. Da, da, da. La ei să mănânci cărniță e foarte bine și sunt și adaptați. Sunt convins, de la e ca atare. Mama natură, adică acolo vezi foarte rar oameni știrbi. Pentru simplu fapt că ei mestecând într-una ceva, da, au dinții foarte puternici. Te-ai gândit că fiind atâtea turme, fiind atâtea animale, miroase, nu miroase deloc. Și inclusiv am stat la foc de bălegar și nu s-a simțit nicio aromă pe care te-ai fi așteptat să o simți, să te tămâieze ceva. E o altă lume cu totul. Carnea în general e foarte tare pentru că animalele alea cresc numai pe câmp, să mișcă și alimentația e 100% naturală tragi cu tunul să găsești o găină și nu găsești din două motive, că odată iarna e foarte aspră, iar doi, ăia pe post de ce au vulturi. Vezi cât un stol de vulturi și chiar l-am întrebat pe mongol, dar pui nu crește? Tu vezi ce-i sus pe cer? crezi să-i dau lui de mâncare sau cum? Deci asta oricum pleacă cu mielul dacă nu sunt atent. Da, să mai fac și câte o găină. Animalele moarte sunt lăsate în câmp. Pentru că într-o zi, două, nu mai nimic din ele. Eu știu că sunt, sunt acolo niște oameni care chiar uh, se ocupă cu domesticitul vulturilor. Uh, sunt celebre pozele alea, dar nu sunt mongolii, au o minoritate în vestul extrem al țării, înspre Kazahstan, o minoritate kazahă. Ah, deci musulmană. Sunt sunt acolo okay. este festivalul vulturului da, se organizează, da, da, da. noi n-am reușit să ajungem și în zona a, aia, dar da, în principiu sunt foarte apropiați de natură, pentru mongoli totul era util din natură, Chiar am văzut un proverb mongol care spune pentru ca să mănânci în sărbăticie îți trebuie două pietre. Pun a și pe alta o bagină animalul pe care l-ai prins ca să-l coacă uniform. Și asta e tot ce ai nevoie. De acolo am văzut cum gătesc ei tradițional. Ne-au arătat cum se face asta, am reținut-o, Horhog, e felul lor de sărbătoare, o oaie întreagă la cea un. Oaia a fost prelucrată în jumătate de oră, deci pe cuvântul meu cred că nici ea de la piloții de Formula 1 nu, nu operează o mașină atât de repede cum a, a intrat oaia și în jumătate de oră se gătea deja și o gătesc la o cuvă, a fost foarte amuzată povestea, i s-a spus au murit oameni făcând chestia asta. Prima de mea întrebare a fost da, în campanie cu Cinghi Han v-au prins dușmani? Ce nu, nu, ne-am prins foarte târziu că îi trebuie supapă de evacuare. Sare în aer. Da, oh. găteau la oale fără să aibă evacuator de presiune și cum ai și bolovani și în oala aia, era perfect. Mai bubuia câte una și mai mureai cu câte o piatră înfiptă în cap. Adică presupun că atunci... Da. Scoteau blana de pe oaie sau nu? Original s-ar fi gătit oaia în propria ei blană. Ok. Nu aveai oală în perioada medievală și atunci o găteai în propria blană mă depășește exact cum, dar mă gândesc că seamănă cu rețeta pe care eu o repet obsesiv de fiecare dată când am vorbit pe undeva, am spus de asta, de oaia la groapă. Care, la există, groapă care există, la și la român, dar oaia la groapă, într-adevăr, îi dai cu lut. Pe afară o transform cumva într-un vas. Nu am văzut și nu am cum să spun cum se face treaba asta doar în blana oi fără să mai folosești altceva. Cu siguranță au de-a face pietrele alea încinse. Dacă gătești în blană, în pietrele separat într-un foc și după aia doar le bagi încinse în blana animalului și cumva se gătește carnea din căldura degajată de și pietre mai exterior, mult. din exterior și din interior, asta e toată șmecheria. Cea mai amuzantă întâlnire din Mongolia, a, ah, cea mai amuzantă treabă la o masă a fost, am fost întrebați la o masă dacă vrem sushi. Proaspăt. Nu știu din ce l-au făcut, dar n-am vrut. Am zis că mai bine deci nu. Ce-ați sărit peste sushi mongolez? Nu, nu, nu. Păi în Mongolia oricum la 200 de metri e colea. 200 de kilometri e colea de spitalul nu chiar aproape și atunci mai bine să n-ai probleme de genul ăsta. Cea mai amuzantă întâlnire a fost la uh, o ruină în mijlocul stepei, capitala unui trib dinainte de mongoli, când a apărut pur și simplu un mongol călare care s-a apropiat de noi, a urcat panta până la noi, noi stăteam pe singura ridicătură, a vorbit ceva cu ghidul și a plecat. Ce ți-a zis? Ne-a întrebat dacă am fost o oaie. <gântu -i> Pierduse o, -o oaie <laughs> și era în căutare. Asta dacă vă întrebați cumva cu ce-ți petreci timpul dacă ești în Mongolia. De ei nu știu, eu cred că ei ca popor sub un milion de locuitori. Sunt 3 milioane, 3 milioane, și ceva, cam 3 milioane și jumătate într-o țară care e de șapte ori cât România, da, da. iar un milion și jumătate stau unul ambator. Da, adică ei sunt răsfirați pe... De... Au cea mai scăzută densitate a populației de pe glob la un moment dat chiar a glumit ghidul cu noi, am mers pe un drum vreo 800 de kilometri și am întâlnit vreo 6 mașini ce, o, e aglomerat azi. Gaza, <gri> 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 <O observă, gri> bă, trebuie... Dar tu ai, tu ai vrut să fac... faci o lucrare, nu? Despre da. Mongol și n-ai mai făcut-o până la urmă. Mi-am dat seama că nu vin cu nimic nou. Ok. Era nou pentru istoriografia română că n-a scris nimeni o lucrare mare despre raportul între mongoli și bizantini. Dar luam ce au scris alții și doar le prelucram. Ceea ce nu reprezintă propriu-zis o lucrare de doctorat. Și atunci am avut parte de înțelegere, am putut să-mi schimb tema și acum mă ocup de o lucrare despre cimitirul Belu. Să știi cine am fost, o istorie a reprezentării cimitirul Belu. Mm -hmm. Very nice. Acum știi, Cimitirul a ai, ai început Hai să... Hai să vorbim când e gata lucrarea. <laughs> am mai zis o dată că fac Marea cu sarea și n-a fost -a chiar a a a fost. așa. Da, da, da. Dar faptul care a rezultat călătoria asta în Mongolia și experiența pe care am avut-o nu recomand Mongolia să te duci să te odihnești, nu recomand Mongolia celor care sunt comozi, dacă ai experiență un soi de bucket list, eu, eu merită făcuta. Mă bucur foarte tare că domnul Constantinescu a insistat, pentru că știu că tu nu ești, tu nu ești mare amator de călătorii, adică de tine trebuie să tragă omul ca să, să te scoată din clicheu zona de confort. Adică trebuie iar să... ești drăguț când spui că trebuie să tragă, de regulă trage unul și altul împinge. Hai cu tata Joano, ieși. Și Mongolia, da, știu că nu e nu e deloc o o, o zonă uh, în care să fii în confort. Eu trebuia să să merg în Mongolia pentru că uh, mai este este considerat uh, Așa, un, e un soi de uh, raiu motocic motocicliștilor, neavând, neavând garduri, neavând, uh, știi, tot, totul fiind o, o, o chestie foarte întinsă, foarte mulți motocicliști, un fel de meca motocicliștilor, așa, toți își doresc să ajungă și îmi doream și eu să ajung la un moment dat. Uh, din păcate n-am mai putut să merg, dar s-au dus prietenii mei cu motocicleta din, uh, din România. Au trecut frumos prin Rusia, au trecut prin toate stanurile, prin Kazakhstan, prin Uzbekistan, s-au dus prin toate stanurile și s-au întors după aia prin uh, Iran, înapoi acasă. Da, asta da, periplu. Da. Știu că există o lucrare, îmi pare rău că am uitat numele, se cheamă Kilometrii de Vânzare. Da, 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 vând kilometri. Vând kilometrii? Kilometri, al unui da. om care la fel a făcut da, da. periplu asta cu motocicleta până în și Babu înapoi. Numele lui. Ah, iată. Da. Nu mai știam cum se numește domnul. Contrar așteptărilor, e o țară destul de sigură. Infracționalitatea e foarte scăzută, în primul rând, că nu are cine să facă infracționalitate. Trebuie să dai peste o comunitate ca să țară sară la gât. Dar au sunt mai multe cazuri de glob și din mai multe țări care au mers prin Mongolia și nu li s-a întâmplat nimic, deși au lupi, au prădători. Am întâlnit o treabă, n-am reușit să aflu explicația. Am întrebat pe un mongol. Și cu lupii cum vă descurez? A, nu, că le e frică de noi. Interesanți oameni, n am ce să spun. Oricum și turmele de cai au o treabă foarte aparte. Cresc herghelii de cai, cărora iarna le dau drumul. Iarna e o, o, anomalie climatică, e mai frig la șes decât e la munte. Mai ridicat este se cheamă anticiclonul siberian. Masa de aer rece cade și cu cât mergi mai sus, cu atât e vremea mai bună, Blând. să spunem. Blândă pentru standardele Mongoliei. Și atunci ca ei sunt lăsați liberi să urce la munte și se întorc singur primăvara și iar a venit întrebarea și cu lupii ce se întâmplă. Zice, mamă, păi dacă îi prinde armăsarul... <laughs> nu mi s-a spus ce le face, dar apare lupilor nu le place. Am înțeles. Și atunci preferă... Apărează, măi. Oricum mi s-a spus și la... Sunt singura țară care au o specie de cal realmente sălbatic, că așa avem și noi. Sper că mai avem la Letea. Nu. Ah! Adică sau sălbăticii ca care sunt acum în Delta, nu sunt cai sălbatici că au crescut acolo sălbatici. Păi nu, de, asta subliniam, că e, nici mustang american nu e cal sălbatic la bază. E tot un cal care s-a sălbăticit. sălbăticit exact. Mo în Mongolia, în schimb, există, se cheamă Teh, e un cal care a fost sălbatic din totdeauna, cromozomii sunt atât de diferiți încât nu se poate împerechea cu calul domestic. Am reușit să vedem, dar ni s-a atras atenția și la ăștia și la turmele de cai. Nu vă apropiați că dacă vă prinde armăsarul, iară nu e bine. Iar n-am înțeles ce să face, dar nici n-am vrut să aflu. Este cu copita. Probabil. Îți un pupic? Da, da, da. da indiferent Ceva ce avea acolo. de gând să-mi facă, fizic, nu, nu apropiere fizică, nu intenționam să aflu. Da. Singura manieră în care mongolii se referă prietenos la contactul cu armăsarul este când ai nevoie să te duci să evacuezi uleiul, când spui că mă duc să văd un cal. Pentru că n-ai gândit că ai problema asta, dar când ești într-o mare câmpie unde nu găsești niciun boschete, <răzări> brusc, asta devine o problemă. Da, 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 Și atunci cel mai bun loc este după un cal. Dacă adorește dorește să colaboreze căluțul, eu am încercat să călăresc, mai călărind de câteva ori, nu-s vreun cunăscător, dar am zis, hai cât de greu poate să fie, mai ales că niște cai destul de mici. Și -a ajuns în gobi, perfect, mi s-a dat și supraveghitor, zic, super, o să călăresc. Da, Prima chestie urcat pe cal, ăla a avut, am simțit o intenție clară de a fi dat jos. Eu am strâns de hățuri ceea ce știam să fac. Mongolul mi-a spus, sir, you're hurting the horse. Am spus, yes, but I demand the horse to hurt me. Asta era toată ideea. N-am reușit să colaborăm foarte bine. Drept urmare am fost luat ca la grupa mică de dârlogi și purtat așa puțin până... Uh, stepa mongolă prin da, deșertul Gobi. Era cu Gobi. Șa sau este pe un Era cu șa, dar fiind caii foarte mici, nu-i foarte comod nici cu șa pentru bărbați mai ales. Uh -huh. Adică, dacă te uiți la mongolii, de regulă călăresc ridicați în șa. Uh -huh. Nu stau așezați. Am înțeles. mi-au dat un băiat care vorbea doar mongolă, drept urmare am discutat de mă uh, și la un moment dat băiatul îmi spunea foarte vioi să ceva. Eu am tot dat din cap că nu, pentru că era foarte posibil ca ceva la să fie la galop, la galop și eu nu-mi doream la galop, la galop. La un moment dat a reușit să ne înțelegem, după mai multă pantomimă, da. că ar fi cazul da. că... Cred că m-am împrietenit cu calul, eu fiind cu Gigea măi, măi de vreo 200 de metri, hai că poate ne împrietenim, și a înțeles să-mi dea drumul, dar să nu se ducă prea departe. Mi-a dat drumul, la care la s-a întors să mă muște. Oh, da... Deci foarte prietenoasă specie de cai. I-am făcut semn de scumpănit total. hai la gară și lasă că e bună și mașina, nu trebuie să fac eu pe Cinghis Han. A, e o experiență pe care o recomand cu prudență. Bine, mi s-a explicat după dumne, a fost pandemia și nu au mai fost călăriți. Ok, și de asta s-au mai sălbăticit dacă cumva se domesticiseră între timp. Posibil, dar iarăși nu sunt ferm convins. Că despre asta era vorba, sau puteți să încercați trucul ăla vechi cu zahărul. Nu știu dacă merge, poate vă ia toată mâna. Dar <laughs> Partea cu calul n-a mers. Da, știi ce sunt curios? Bun, ei n-au legume, că nu le cultivă, că nu au metabolism, nu au tradiții să mănânce. Nu au solul, n -au... în primul rând. Dar Animalele astea ce mănâncă? Stai puțin. Iarba, nu. De iarbă. Iar, de iarbă nu duc lipsă. A, ok. De iarbă Am găsit că e deșert, dar nu e numai Gobi o fi deșert, deșert. Nici Gobi nu e imaginea aia tradițională de deșert, dune de nisip. Sunt foarte puțini, undeva la 5% din suprafața deșertului sunt ah, dune, propriu okay. zis. În rest e o stepă mai aridă, dar și acolo găsești depășunat Suprafețe. Dar au și ceva ca dealuri, munți în deșert sau nu mai pur și simplu este o stepă. Da, sunt și stânci. Și sunt stânci mm -hmm. unde s-au găsit unele dintre cele, sunt stâncile roșii, se cheamă, s-au găsit printre cele mai importante depozite de fosile, de dinozauri. Au unul dintre cele mai mari șantiere arheologice, specii noi de dinozauri au fost descoperite în deșertul Gobi. E unul din o meca a paleontologilor. Am înțeles. Acum 100 de ani s-a făcut o expediție de la Universitatea Harvard și uh, atunci au dat marea lovitură, inclusiv primul cuib cu oră, ouă de dinozaur descoperit vreodată în lume. Aia a fost dovada clară că ăștia depuneau ouă, că nu nășteau pui vii. Revenind un pic la. ziceai că mâine, mâine mergi în tur la Istanbul. Da. Ideea va veni tot așa după ce ați, ați stat atunci a două zile, v-ați plimbat foarte mult și ați zis, băi, hai, să tururile fac, nu le fac în colaborare să... cu domnul Constantinescu. Ah, okay. Eu cu domnul Constantinescu fac filmările, okay. iar pentru tururi colaborez cu o companie de turism. Ah, okay. Dar prin intermediul lui și pornind de la călătorile cu el, că acum și știu cum arată Istanbulul și știu să mă orientez, iar avantaj că rețin foarte repede, Acum pot să fac și ghid în Turcia. Bun, e oricum o treabă simplă pentru că legislația în Turcia nu ți permite să fii ghid de capul tău, ți se dă un ghid turc. Dar poți să vorbești și tu, oricum a fost dragoste la prima vedere cu ghidul în primul tur, când ghidul a înțeles, a, eu trebuie doar să vă duc și vorbești tu, da, și îmi dați aceeași bani, perfect, să Ce <laughs> tată. Perfect match. Am rămas foarte și impresionat. Și o săptămână? Sau când? nu, patru zile. Patru zile. Okay. Până pe 1 mai, tocmai profităm de faptul că e liber legal și da, atunci da, sunt mai mulți oameni care își permit să meargă. la fel l-am făcut și pe primul de 1 decembrie. Și am rămas plăcut, impresionat. Pe stradă, dacă vorbeai românești, era 80% șanse să te înțeleagă cineva. Era plin de români. Da, asta e adevărat. era foarte plin multe. de români în Palatul Dormabach și eu m-am apucat să vorbesc la interior, să prezint pe acolo și și-au dat ea seama că nu, era român doar, nu erau români doar în grupul nostru, că la un moment dat aveam vreo 100 de oameni în spate care ascultau <laughs> A, ce mișto ăștia au ghid în limba română. Da. Și a fost foarte simpatic cu un pușturică la vreo 5 ani român care s-a uitat la mine, s-a uitat la maică -sa și s-a întrebat-o, ăsta ce e? Arătând spre mine ce fel de om e ăsta au instalat și ceva pe aici sau deci cam asta e, e tipicul momentan asta e singura călătorie pe care o fac în afara țării că încă n-am vizitat eu altceva ca să pot să organizez și pe acolo dar în, în Mongolia te vezi la un moment dat făcând vreun tur sau ceva în sensul ăsta avem programat unul în vară doar că e cu semnul întrebării pentru că sunt costurile destul de mari adică okay. treci de 3000 de euro E de la sine înțeles călătoria costă foarte mult, că mergi jumătate de lume și nici cazarea nu e chiar accesibilă, că vorbești de o deplasare, inclusiv pe teritoriul Mongoliei, s-ar 2000 de de kilometri. La un moment dat, asta a fost și cea mai dificilă experiență. Drumuri asfaltate ăștia nu prea au, majoritatea drumurilor sunt de pământ. Dacă ați mers cu mașina pe la țară, știți senzația că da, nu, da, 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 nu da. poți să citești, nu poți să dormi, doar stai și emiți o plăcintă. O, da, piftie, pardon. o piftie, exact. Ei, și probabil că na, și mașinile sunt, nu sunt cine știe ce probabil pe acolo de, de plasată. Predomină adică. mașinile japoneze, au mai rămas unele din era sovietică, iazurile alea mari, form -se asemănătoare cu TV-ul românesc, da. care apare în cele mai bune pentru relieful din Mongolia. La un moment dat am avut o scenă de filme horror, șoferul nostru care nu vorbea altceva decât limba mongolă și pe care, care te prindeai că-i viu, că din când în când mai făcea că în rest nu se mișca de pe volan, brusc fiind pe șosea, a tras dreapta, fără să ne spună nimic. A tras dreapta și ești în decor. explicând drumul sau? explicând ne ghidul că e mai bun drumul pe pământ decât era la de asfalt. Dar nu, nu s-a spus nimic. Bun, oricum ne-am dat seama și eu și domnul Constantinescu că acolo, dacă cumva adorm la volan, doamne ferește și ieși în decor, singurul lucru rău care o să întâmple e că o să se termine benzina pentru că ești într-un mare câmp, n-ai unde să te duci. Băieții oricum șofează foarte interesant în anumite zone, se uită atent la dârele de pe drum, la dârele de roți și mi-au spus că chestia asta, dacă ești noaptea și ai pierdut drumul, salut! N-au busolă. Greu și cu busola. Cea mai practică metodă să te orientezi în Mongolia este ceva nu tocmai natural dacă găsești o linie de curent electric. Te duci după aia, că aia te duce clar într-un oraș. Dar de cele mai multe ori, cum spuneam, sunt șanse să se termine carburantul mai înainte să găsești orașul. Mama, mama, Am petrecut vreo două ore minunate în deșert la singurul peco, care era pe toată halta aia, cu omul puse să geam îngeam că e la pauza de masă. <laughs> la și ce o să faci dacă Aștepta. ai ajuns acolo? Stai și aștepți. Eu mă gândeam să uh, vorbim și despre lucruri serioase, despre care ai amintit tu mai, mai devreme. Mai exact despre cârcium, că tot. Ai am spus înțeles că ești... chiar mă gândeam că, cât am glumit până acum cu Mongolia și cu Constantinopolul, ar fi da, ca să trecem și mă pe Mă subiect. Da, trecem la lucruri serioase și mă gândeam să. Cei că uh, ești pasionat și de uh, cârcium și de locurile unde erau odată cârciumile. Da. Și voiam să intrăm un pic în, în subiectul ăsta și noi fiind, să zicem, domnul Petcu, inițiați. Iniciați. Adică nu ducem la ureche, și mai știm da. și noi niște locuri, dar eu le știu pe alea mai noi. Adică nu am fost în locurile așa cum e Hanu, uh, Hanu uh, cum se cheamă? Carul cu bere. Caru cu bere cred că este emblema, e cel mai cunoscut ca fost mare cârciumă și a rămas în continuare și atrage foarte mulți turiști în, ea. în momentul de față e cu siguranță cel mai longeviv brand da, da. românesc de Cârciumă și au meritul ăsta incontestabil cât de bine administrează în momentul de față locația, că este cu siguranță numărul unu pentru turiști. Da, da, despre asta vorbesc. Adică la carul cu bere te trezești că ai nevoie de rezervare în timpul săptămânii ziua. Da, 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 da. Că nu se calcă pe picioare, și aici, cinstit vorbind, nu mă plătește nimeni să fac vreo reclamă, înseamnă că și serviciul e bun. Dacă tot... Serviciul e bun, locul arată extraordinar. Da. Cum este pictat, cum este întreținut, deci chiar este foarte bine întreținut restaurantul respectiv. Pictura are o poveste faină arată solidaritatea bucureștenilor cu spiritul de cârciumă. Când am fost ocupați de Armata roșie Liberatoare în 1944, una dintre primele măsuri luate de autoritățile ruse de ocupație a fost să vopsească picturile din caro cu bere, ceea ce s-a întâmplat prin mai multe locuri, pentru că erau cam burgheje. Da, da. Și primul lucru întâmplat după ce s-au retras rușii în perioada lui Hrușov, bucureștenii sau din inițiativă populară cumva... Au. au redescoperit picturile din, din Caru Cuber. Le-au re -le refăcut. Au. Da. Adică asta a fost o treabă, o identificare a bucureșteanului cu una dintre cârciumile emblematice. E cârciuma emblematică din mai multe motive. Când a fost fondată, aspart spart tiparul Ceea ce ni s-a întâmplat după 90, ieșirea din comunism, când nu conta ce vine din Occident, e din Occident, e exact la bancul ăla cu Rusul, care sparge, vede o mașină cu numere de Paris, sparge o anvelopă și ce aer, ce aer. Dumnezeule ce aer. Da. Așa, la fel ni s-a întâmplat și după perioada fanariotă, care e mai lungă istoric decât aia comunistă, sunt peste 100 de ani de dominație orientală. Nu ne poate ne scapă percepția astăzi, dar turcii chiar ne țineau închiși într-o soi de cortină de fier nu putea oricine să călătorească în afară și când am început să călătorim chiar ne-am simțit medieval este celebrul jurnal de al lui Dinicu Golescu care spune clar că băi noi venim de, de la 100 de ani distanță de acolo se naște sentimentul ăsta de înapoiere, de întârziere a României dar totodată eram absolut saturați de produsele orientale. Foarte frumos, kebab, foarte frumos, pila, foarte frumos, ciorbă, baclava, sarailie, dar să satură omul și de ciocolată dacă mănâncă numai de aia. Și asta se simțea în piața românească și asta a fost intuită de mai mulți oameni de afaceri care, de afaceri, care odată, înainte de carucubere, au reușit să introducă berea la noi. Ah, corect, că berea era occidentală, era un produs... Berea era o treabă absolut scârbavnică pentru românii de cu 200 de ani, odată pentru că aveau vin din abundență, personal înclin spre părerea românilor de cu 200 de ani, da, asta e strict părerea mea, și în al doilea rând pentru că nu erau acomodați cultural cu gustul, da, nu clar. puteau să facă tranziția. E, se produce tranziția și atunci vine nivelul 2 de specularea pieței, schimbarea tiparului de servire. Am vorbit că într-o cafenea din asta în tipic oriental, stăteai la divan, ți se dădea o consumație acolo, dar clar cu specific oriental. Faptul că au apărut restaurante, cum este carul cu bere, nu ni se pare astăzi o treabă absolut normală, dar la vremea era wow, mese, wow, scaune. Nu erau peste tot așa. Ale orientale nu prea aveau. Faptul că a venit un alt tip de servire cu chelnerul care venea, te întreba ce dorești, era atent cu tine, faptul că a venit și un nou fel de alimentație, faptul că a apărut carul cu bere, a mers clar pe tiparul german, pe cârnăciori cu fel de fel de garnituri noi pentru român la vremea respectivă și cu bere la halbă. Bere care a fost asigurată că de acolo vine și denumirea cârciumii de celebru fabricant Bragadiru, Dumitru Marinescu Bragadiru e cel care a semnat contract cu frații Mircea să le furnizeze berea pentru restaurant și în momentul când a venit primul transport de bere, evident, într-un car, un umorist a zis la bere cu caru. Au stat un pic, s-au gândit, bă, totuși hai să nu supralicităm toată treaba și hai să facem la carul cu bere. Ăsta este cam singurul restaurant pe care îl moștenim, a avut și lui sincopă, n-a funcționat continuu. Din momentul înființării, dar este singurul. Cam în ce perioadă a fost înființat? Este înființat în a doua jumătate a secolului XIX. Chiar scrie pe afișul de la intrare, dar am scăpat anul da, cu precizie, deci, 1870 da, și ceva. Da, da, da. Cu deci e un restaurant care există pe piața românească de vreo 150 de ani. Da. Singurul care îl poate concura, doar că are alt specific și în momentul de față nu mai e inclus propriu-zis la categoria restaurantelor în București, este bineînțeles Capșa. Capșa a fost de departe cea mai de succes poveste românească în industria Horeca. Pentru că sub numele Capșa, Capșa a pornit ca o simplă cofetărie, ceea ce, din fericire, este și astăzi, tocmai au renovat. Au renovat-o și acum de vreun an este din nou cofetărie acolo. Eu încerc să fiu religios la capitolul dulciuri și să doar nu să le admir religios, în vă? vitrină. Da. da, păi am aflat pe propria piele cam cât efort fizic egal să dau eu jos de norocirea aia de ecler și atunci eu preferam în pandemie să intru cu mască pe ochi în cofetărie ca să <laughs> nu, nu mă nas. uit la, la scârbele alea de eclere. <laughs> da, da, uh, da, da. Am înțeles însă, acum glumesc, am fost să gust, au un rețetar unic pe piața bucureșteană în momentul de față de prăjituri pentru că preiau rețetele de acum 100 și mai bine de ani. Capșa e în mare parte povestea unui om, Grigore Capșa, chit că nu el e fondatorul și după aia în jurul numelui de Capșa, odată ce se dobândește renumele, se gândește un întreg complex. În sensul că apare restaurant, apare hotel și apare și celebra cafenea, că de fapt cafeneaua a făcut renumele Capșei. N-a gândit-o nimeni din start ca un local exclusivist, s-a făcut ea pe sine local exclusivist, odată prin calitatea foarte înaltă a serviciilor. Noi ne imaginăm, eu am mai contrazis chestia asta, o contrazic și de față cu voi, gloria din perioada interbelică. N-a fost, fost o perioadă paradisiacă pentru societatea românească, au fost numeroase scăderi, dar unde putem să spunem obiectiv istoric, vorbind că am avut o perioadă de apogeu, a fost odată în lumea intelectuală. Am avut manifestări culturale și oameni de cultură care puteau să stea liniștiți într-un clasament internațional și am mai avut, într-adevăr, în nucleul ăsta central al Bucureștiului și o rețea de servicii, într-adevăr, la fel de nivel european. Capșa era probabil cel mai sus în clasamentul ăsta. Uh, și atunci e impus automat și un model și a atras toată lumea bună bucureșteană, treptat la cap și s-a ajuns să se facă politica zilei. Dacă te uitai la masa care era tot timpul învăluită în fum de țigară, că toți fumau havane, uh, erau economiștii care îți făceau predicția cursului valutar pe următoarea perioadă, mai încolo se certau scriitorii, dar ăștia se certau cu oamenii deștepți în epigrame, în rime, în mai știu eu ce, Adică, bun, putea păstorul Teodoreanu să-ți dea o tartă peste nas dacă îl scoteai din sărite, amical vorbind, dar altfel existau și înțepături din astea în rimă. La un moment dat despre un profesor de naționalitate evreiască care, culmea, preda limba română, s-a făcut spiritul că o să, ne crească limba, o să ne învețe limba română când o să-i crească ce îi lipsește. Asta fiind un spirit, elegant, la, un, un spirit de la Capșa. Totul era cumva în limita permisă atunci. Existau și chestii mai uh, puțin politicoase. Existau un pitic la Capșa care făcea de serviciu pe acolo, cât și un uh, om cu oarecare dizabilități psihice, dar care știa, era învățat. Pentru un leu te saluta, pentru doi lei nu mai știu ce făcea, dar cert e că pe la cinci lei venea și străgea o scatoalcă după ce ceafă. Adică tu puteai să-l plătești și el se ducea la uh, persoana care era arătată și îi frigea una după ceafă. Ăsta era umorul de la Capșa <gură> din perioada respectivă. Deci trebuia să știi despre ce e vorba, că altfel nu da. rezistai. Ah, am întâlnit păreri care au, uh, mă rog, informații care spun că uh, a rămas un local de calitate și după instaurarea comunismului, când i s-a schimbat numele, ceea ce a fost... Dar nu se numea tot Capșa? S-a numit restaurant București, o perioadă, o perioadă dar în eu... comunism. După 86, când am venit eu în București, tot de capșa... Revenise așa. la numele capșa. Okay. E, e perioada stalinismului. Okay. Până în și tehnic, și ceva. Noi, tehnic, am fost staliniști până în 89, că Ceaușescu da. așa a fost considerat ultimul conducător stalinist din Europa. Dar oricum a existat un dezgheț, n-au mai fost atât de dogmatici cum au fost în perioada de început. Eu, personal, nu sunt simpatizant al comunismului, n-am niciun secret din treaba asta, dar un loc unde mă inflamez este exact la capitolul ăsta la ștergerea memoriei istorice, fie prin genocid direct, prin uciderea de oameni, fie prin schimbatul ăsta de lume, de străzi, de localuri, cât de prost să fii să schimbi un nume precum capșa. Da. Dar din fericire s-a redat numele, din păcate nu mai putem să vorbim de capșa, cea de altădată. Nu, dată. e un restaurant, un restaurant, acum e cofetăria, nici nu știu dacă mai este braseria alături, habar. De câte știu eu, da. O fi, dar recunosc când am venit prima sau a doua oară cu viitoarea mea soție în București, cred că 86 sau 87, am fost la Capșa pentru că era... De... era o bornă, trebuia era să o bornă, da, mai să da, vedem și da. noi cum eu nu aveam bani să intru, eram abia un an sau doi de când eram inginer și aveam niște bani foarte puține. mergeam o seară la restaurant și atât pe luna aia. Și am văzut acolo, erau chelneri îmbrăcați cu o redingotă, de asta eu am cred... deci era o chestie oamenii în vârstă pentru mine eu aveam 20 și ceva de ani și aveau 40-50 de ani mi se păreau bătrânii bătrânilor, dar cu politețe și cu, a rămas cu gura căscată și aduceau cartofii prăjiți ca într-un fel de piramidă cu, din loc în loc între cartofii aia prăjiți erau puse un fel de era unt care se topea până îi aducea la, la farfurie, se topea untul la masă, se topea untul între cartofi a prăjit și era un gust pe care eu neam de neamul meu, nu mâncam eu cartof prăjit să nu unt pe vremea comunismului, hai să fim serioși, adică nu exista așa ceva. Deci acolo am văzut niște chestii care nu am rămas cu gura căscat, a fost o one time. A mai fost o singură dată după aia, dar cred că fusese să-mi invitați de cineva și n-am mai mâncat așa opulent pentru vremea respectivă. De asta spun că pentru mine locul ăla a fost formidabil, dar după revoluție n -a mai au existat alte locuri, alte istorii. E cumva un soi de dramă românească faptul că noi când schimbăm regimul tindem să schimbăm tot. Păi da, și ce era bun regimurile, în cel dinainte regimurile cam așa fac de -astea, cu revoluții nu o revoluție întotdeauna, cam... adică și Franța a cunoscut revoluții, Anglia mai puțin dar acolo anumite locuri care erau brand, care erau recunoscute, ale au rămas, indiferent de situația politică. Tatăl meu, de exemplu, a avut experiența în copilărie, vis-a-vis -vis de cum înțeleg alții să facă treabă, a mers lucrând în agricultură să facă schimb de experiență la o fermă prin Franța. Și cu fermierul care avea 80 de ani în anii 90, a stat de vorbă despre cum au trăit ei și vedea că în fiecare viață era fermă de vaci. Vedea că în fiecare viață la... 9 vine mașina de colectat laptele. Și l-am dat în treabă. Băi, dar mașina asta n-a întârziat vreodată? A stat moșul, s-a gândit, s-a gândit. Ce? Ba da, a întârziat în 40 când noi intrat nemții în țară. <laughs> deci, Franța era în cursul de a fi ocupată și atunci a întârziat mașina de, de la. Că n-a ajuns, da. a fost acolo o nesincronizare. Vis-a-vis de, -vis de cum înțeleg unii oameni să-și vadă de treabă și dacă ceva merge bine, lasă-l să meargă. Păcând la noi asta, odată cârciumile, restaurantele celebre din interbelic distruse în perioada comunistă, restaurantele care au cunoscut faimă în perioada comunistă distruse după 90. Zahanoa Bumbești, de exemplu, sau Cina, care acum este o ruină pe calea victoriei. Cina acum, bine, acum să reconstruiește totul. Bulmea, ansamblul. Ăla. Cina a fost o poveste de succes și în interbelic, că era la Cina franțuzească și a continuat și în perioada comunistă. Așa este exact ce mărturie ai dat-o cu capșa, domnul Dan Silviu Boierescu, la fel spune că a putut să ia cu academicianul Eugen Simion o masă delicioasă la capșa în perioada comunistă, bineînțeles, da, mai pe ușa din spate un pic, dar s-a putut. Mama, până târziu, avea deliciu ei suprem, erau bomboanele fondante de la capșa. Pentru ea rămăseseră cumva un simbol. Trademark. Da, da. Dar altfel sunt foarte puține locale în București care să aibă continuitate. Mai avem un local simbol, nu știu care o mai fi situația lui acum, dar își menține numele, este Monte Carlo din Cismigiu. Da. Celebra terasă uh -huh. din jurul lacului acela artificial de pe Cismigiu. Monte Carlo nu-și mai păstrează vehicul local că a avut noroc de două bombardamente. În ambele războaie mondiale s-a stricat clădirea, prima fiind făcută de Ion Mingu. Adică prima era monument de arhitectură, dar a rămas până în perioada comunistă, era un etalon al eleganței, tot așa, al ștefului și era locul de pe unde mergeau cu precădere cuplurile proaspăt cunoscute, dar nu numai. Adică dacă Cismigiu era principalul loc unde ieșeai cu iubita, cu iubită la o plimbare, bineînțeles că la un moment dat era frumos o și însoțești cu ceva. Buturuga din Cis Migiu a rămas doar Buturuga, altă dată era unul dintre cele mai populare locuri de grătar din București. Asta n-am știut. Și era un nene care își făcuse faima acolo pentru că avea două gherete deschise la un moment dat. Într-una se vindeau cărți de poezii de către autoare, cum înțelegeau oamenii să facă comerț altădată, iar dincolo era un celebru caricaturist care făcea portrete la minut. Oamenii au înțeles să speculeze Cismigiu, primul chioșc de ziare din București este făcut în ieșirea Cismigiului dinspre Bulevardul Elisabeta și asta, Monte Carlo era cumva pentru lumea mai pretențioasă, iar Buturuga era pentru tot poporul. Un iar un nume care a rămas doar firma de el și nu numai nimic astăzi este Cireșica. De lângă Cişmigiu, vizavi de în diagonală de Riceul Laser se păstrează până astăzi o amărâtă de magherniță, unde mai stă încă firma Cireșica. O, mi aduc aminte când că încă era deschis bărulețul ăla când eram eu puști și mergeam spre centru. Dar Cireșica veche era tot așa un local popular de unde vine să mănânci pește batoc și să scânteze vaidoc. Zavaidu că acolo cânta, pe vremea aia sta tramvai pe Bulevardul Elisabeta și Vatmanul făcea publicitate, de zi, hai neamule să mănânci pește batog și să scânteze cânte Zavaiduc. și să dădea oamenii jos să mănânci acolo. Exista un soi de colaborare între servicii, cântăreți, localul propriu-zis, era o atmosferă de oameni care știau să trăiască bine. Hanu Galben, de exemplu, pe Bulevardul 1 Mai, unde cânta Fărămiță Lambru în perioada comunistă, la fel era un local de tradiție. sigur șarpele, care, șarpele roșu, la fel. Unde a scos din celebra maximă că e o lume mică, câteva mese. Când, chiar erau câteva mese în tot localul, patronul ăla având ideea genială pur și simplu de a schimba un pic tiparul de restaurant imediat după perioada comunistă în sensul de a veni cu, cu muzică, aia a fost lucru. Acolo era lumea lăutarilor. Și de acolo s-au născut și sunt vagabondul vieții mele și fel de fel de istorioare și și de localul ăla, din păcate s-a ales praful. Eu, 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 au -a încercat a după aia o rebranduire, au făcut șarpele roz, da. eu știu că am și ajuns la un moment dat când eram în facultate pe acolo de vreo două ori, dar bineînțeles că nu, nu mai avea nicio treabă cu fostul local și era cu totul și cu totul altceva nici eu nu înțeleg exact care e mecanismul în societatea românească, posibil că suntem și uh, permanent avizi de ceva nou, încă nu ne-am format uh, tiparele astea care se găsesc în alte zone, de a avea consecvență în a merge într-un loc. Mie, de exemplu, exact așa îmi place când a zis că deschidem discuția de Crăciun, că dacă vorbim de astea actuale, că vreau să spun că eu nu prea mai am experiență cu astea actuale, că mi-am fixat niște locuri preferate și de regulă mă duc acolo. Rar când mă simt aventuros mai schimb localul. Singurul care probabil că mai menține tot așa din perioada comunistă și un stil de servire mai uh, uh, bine studiat și ambientul este Nicoreștiul. De pe A, Nicorești. Da, 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 da. De da. pe Maria Rosetti-Cols cu Strada Toamnei, ai o crciumă care supraviețuiește, ai din perioada comunistă. Când mai erau o mai erau restaurantele celebre ale Bucureștiului, La Odobești de exemplu. De ok, unde... Deli, știi? Cum? Ok, Deli? Nu. E o cărciumă care e în, în Floreasca cu o spătar din ăștia mai în vârstă, adică foarte stas așa, cu niște mici cinstiți, au poze pe perete cu, cu regele, care la un moment dat a ajuns pe acolo și e foarte mese, fețe de mese din alea prăfuite așa, mi se pare Așa, mulțumesc de recomandare, da, o, da. Să, o să ajung de regulă, stând în drumul taberii n-am prea ajuns prin zona de nord, recunosc că nici financiar nu e foarte atractivă zona aia la, la domeniul localurilor l-am intrat la, mai ales că sunt și consumatori de vin, da, norocul da, meu da, că da. încă n-am treaba asta de milionar să nu mă mai interesează cât costă în meniu și mă uit și brusc, m-am făcut foarte abstinent când am văzut niște meniuri pe acolo. Dar uite că ai adus vorba ah. de zona de norme, am dat uite seama te, că da. mai e un local bucureștean de tradiție, e Casa Doina de pe da, Chiselef. Co Corect. Corect. Casa Doina a fost bufetul de la Șosea, care era restaurantul cel mai ștaif al Bucureștiului interbelic uh, aia are o, are o istorie interesantă, clădirea. Clădirea trebuia să fie paviliu, pavilionul expoziției românești de la Paris din 1800, nu știu cât. A costat prea mult proiectul pe care l-a desenat Ion Mincu și, drept urmare, la câțiva ani distanță, Petre pe Carp, bunicul doamnei Racoviță, a aprobat fondurile, sau mi se pare că a și contribuit cu bani personal să se facă ăsta în București. Tocmai la fel înțelegând că e un proiect valoros și că o să contribuie la dezvoltare. Adică era o vreme când toți oamenii ăștia de stat, toți oamenii din societatea bună, lucrau să iasă ceva bun e simptomatic, trec un pic în alt spectru, cazul lui Grigore Antipa. Grigore Antipa s-a afirmat ca unul dintre cei mai mari oameni de știință pe care am avut noi vreodată și a reușit să fondeze muzeul, mergând, înaintând către regele Carol, un proiect de valorificare a resurselor piscicole ale României. El a arătat cum dacă se respectă niște cicluri naturale, nu mă pricep foarte bine la chestia asta, se poate mulți exponențial producția de pește. Carol a citit proiectul și reacția lui a fost, ca să vedem cum, ce înseamnă cooperare, ce însemna cooperare a trimis telegrame către ministrul de finanțe, dă-i banul ăsta, ministrul domeniilor, pune în practică ce spune asta și ministrul de război. Ministrul de război i-a cerut să-i pună la dispoziție crucișătorul Elisabeta ca omul să poată să facă o expediție științifică în Marea Neagră și să analizeze mai îndeaproape uh, fauna marină. Asta a însemnat să ai sprijin pe vremea aia. Și în momentul când după aia Grigore Antipa a făcut memoriu că nu există capitală civilizată în Europa să nu aibă muzeu de științe naturale, s-a luat inițiativă din nou și s-a construit muzeul care îi poartă numele până astăzi. Asta a însemnat la vremea aia să ai viziune de țară și să-ți dorești într-adevăr să progresezi. Asta era viziunea conservatorilor, adică nu... Existau discursuri politici, n-au lipsit niciodată, că o să facem și o să dregem, cum vorba lui Constantin Tănase. O, o să fie, o să fie... O să fie o mare nebunie, da. Dar când treceau la aplicarea pragmatică a uh, sarcinilor, oamenii erau foarte realiști și lucrau cu situația existentă, adică ce ne lipsește, ce resurse avem, ce putem să facem. Asta putem să facem. Hai să facem. Și se făcea. Da. Drept dovadă că există. De pe vremea aceea, principalele clădiri frumoase ale acestui orar sunt uh, între cele două război mondiale construite. Deci uh, e și chiar dinainte. Aia voiam să spun. Cred că cea mai turistică fața Bucureștiului e cea din Belepoc. Da, corect. Pe calea Victoriei, în zona Universitate, urcând uh -huh. un pic și către Rosetti și plus aici, colo, alte clădiri. Dar aia e zona care ne apropie cel mai mult de aspectul de capitală europeană, de capitală occidentală, de fapt. Da. Interbelicul ne lasă, e tranziția, Belle este este micul Paris și interbelicul este micul New York. Se trece cumva la aspectul modernism, Magheru este zona simptomatică, hotel uh, Aro mi se pare că se numește. Lido. Nu, cel de vis-a-vis, și -vis. Lido. Și Lido, da. Uh, ambasador, pardon, Nuaro. Bă, e blocul Cinema Patria, una tot așa. așa dintre primele clădiri. din câte am citit eu, este prima clădire bucureșteană cu aer condiționat în 1931. În 1931, arhitectul Horia Creangă prevede și un sistem de ventilare a aerului. Deci oamenii gândeau lucrul ăsta tocmai ca să fie între primii, să fie într-adevăr în top, să poată să concureze cu oricine. Aveam obiceiul să gândim în mare atunci. Da, și Palatul Telefonului, construit, cred că în 32 sau în 34. Tot 31. Sau 31. Așa. -i. Este foarte apropiat de ce în, o încercare de construirea unui zgârie-nori da. pe dom așa, la la dimensiunea românească a constituit, la un moment dat era subiect de spectacol Palatul Telefoanelor, a construit un străin Edmond Van Zan în Alghi, dar se strângea lumea ca la urs să vadă pentru prima oară în București spălători de geamuri care stăteau pe la etajul coborau, 30, coborau da, în... pe Da. Era un, chiar devenit o celebritate, că avea un spălător angajat pentru treaba asta și omul am scapă numele lui acum, dar era o celebritate locală, omul care făcea acrobații pe la Palatul Telefoanelor. Și lângă Palatul Telefoanelor primul teatru, nu? Care da, unde este în prezent. că era absolut senzațional. Adică era Teatru Național. Era teatru Național și era printre primele, sau era considerat printre primele teatre din Europa, printre cele mai frumoase teatre din, din Europa. Este opinia unui călător străin, cred că e rus o omul, umblat un blat prin Europa, care spune când ajunge la teatru de la București că numai la Paris sau la Sankt Petersburg poți să găsești ceva mai bun. Evident, păstrând proporțiile, că am mai făcut comentariul ăsta și mi-a zis cineva, pe păi cum poți să compari? Nu mă refeream la proporții. La proporții, bineînțeles, că nu compar teatrul imperial din Sankt Petersburg cu teatru de la București. Un teatru se măsoară prin estetică și, bineînțeles, prin acustică, prin cât de bine se aude în sală. Din punctul ăsta de vedere, Teatru Național și iarăși e tot rodul unei inițiative aproape naționale. Adică se creează o societate cu Helia de Rădulescu, cu mai mulți oameni, Luminația Epocii, care strânge bani să se facă teatru, contribuie domnitorul și Gheorghe Bibescu și fratele lui Barbu Știrbei în timpul căruia se inaugurează teatru. E frumoasă și data de inaugurare, e pe 31 decembrie 1853. Primul spectacol de teatru la Teatru Național. E tot așa un produs al dorinței naționale. Oamenii ăștia chiar înțelegeau că avem nevoie de elementele astea culturale ca să avem o odată identitate noi ca popor, dincolo de un discurs naționalist fărăitor, că noi suntem cei mai tari, cei mai breji, dași, verzi. Era pur și simplu ideea suntem aici și merităm și noi să avem lucrurile astea, iar, iar pe de altă parte era ideea de a crea o moștenire în viitor. Oamenii ăștia chiar înțelegeau că ce fac ei astăzi o să răspundă în a doua, în a treia generație mai departe. Așa, dacă ne, refer, ne referim stric la mărime, și Casa Poporului e printre cele mai mari clădiri din lume, nu? Adică... Da, și-a îngropat sub ea vreo două cartiere, trei biserici, trei muzee, Institutul Armatei, tipografia Armatei și un stadion. În spatele Casei da, Poporului da, 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 este fost un stadion ANEF. Încă se mai poate vedea dacă urci... Cred dinspre... că e parcare. E parcare, e parcare. e parcare și spațiu de depozitare. Și spațiul, Au da. fost betonate nivelele și s-a au creat parcare supraetajată. Dacă urci dinspre izvor către Meriot, dacă te uiți atent, dacă e să poarta pe stânga, încă poți să-l vezi. Da, așa este. Și ce, ce, ce mai era pe acolo? Ai zis că era... Da, acolo, hai să o luăm de jos, de la, dinspre izvor și urcăm. Da. Exact în colțul dinspre izvor era dealul de la Mihai Vodă, unde se găsea mănăstirea Mihai Vodă, s-a păstrat numai biserica și este translată, este ascunsă de blocuri în fața casei poporului. Toată clădirea aia, care era la fel monument de arhitectură a arhivelor statului, a dispărut. E locul unde Carol Davila, de exemplu, a înființat școala de chirurgie și școala de medicină. De acolo porneau începuturile medicinii românești. Nu mai există. Dealul de la Spirea Veche, cu biserica Spira Veche și cu unul dintre principalele șantiere arheologice ale Bucureștilor, unde prin obiectele descoperite s-a atestat locuirea zonei astea de vreo 6.000 de ani. S-a demonstrat găsindu-se obiecte din perioada bronzului că aici a existat așezare umană continuă de 6.000 de ani. Tot ce s-ar mai fi putut descoperi, descoperit acum stă frumos sub betoane. Biserica Albă Postăvari, una dintre bisericile de bresle ale postăvarilor din București, dar unde potrivit tradiției să păstra și butucul pe care să făceau execuțiile capitale în perioada medievală. E biserica unde, potrivit tradiției, ar fi fost dus Mihai Viteazul, legenda istorică pe care o învățam și noi copii, să-i se taie capul pe timpul lui Mihnea cel rău. Și Călău, vezi, doamne, impresionat de statura lui Mihai, a spus că el, cap unei asemenea om, nu poate să-l ia. Cred că a fost mai degrabă impresionat de relațiile lui Mihai și a bănuit că dacă încearcă chestia asta, nu o să-i fie nici lui bine. Dumnezeu știe care a fost, dar asta e legenda. Iar ăla s-a pă, păstrat până în secolul XIX, oamenii crezând, la un moment dat, uitând la ce folosise, așa spune legenda populară, crezând că e un copac crescut pe acolo care a fost tăiat, până când la un moment dat s-a răsturnat, îl foloseau ca masă de pomeni, s-a răsturnat și s-au prins că nu are rădăcini în pământ și și-au dat seama la ce folosea de fapt. Asta de e o legendă fără, istorică, dar Acum a dispărut și locul asociat legendei, că de multor turism și bă, intern și extern faci pe baza legendelor, pe baza tradițiilor locale. În partea opusă, acum urcăm, am ajuns la hotel Meriot, okay. uh, urcând, am spus că este stadionul ANF, unde s-au făcut. Da primele performanțe sportive de la noi din țara aici, domnul Prișan știe să vorbească mult mai bine ca mine, dar este printre ultimele clădiri inaugurate de regile Ferdinand I. Înainte să moară, Ferdinand a fost dar prezent. De multe așa De vechi stadion. Da, da, da. Mama. Mi se pare chiar în 100 de ani, pe acolo. Că ar trebui să fi, ar fi Am avut, mult de 100 de dacă de ar ani. mai fi existat. Nu că în 23 sau 24 e inaugurarea, cu puțin timp înainte să moară Ferdinand urcând înspre hotel Marriott, s-a păstrat îngerul care sună din trâmbiță, monumentul dedicat rezistenței pompierilor din dealul Spirii cu capitanul am un lapsus acum, dar o să-mi aduc. Zăgănescu. Pavel Zăgănescu, singura, da, da, i-a luat ceva, i-a luat cam o da, jumătate da, de secundă da, totuși. Da, ăsta, da. Zis, bă, bă. Mai dă și la mine, Peroare. <laughs> uh, Pavel Zăgănescu, singura rezistență armată de la, din București de la Revoluția din 1848, când pompierii, un detașament mult depășit numeric, au opus rezistența armată turcilor, monumentul ăla este întors. El ar fi stat cu fața către Merion, nu cu exact. spatele cum sta acum și ar fi stat înainte în fața clădirii inițiale a Muzeului Militar Național. Muzeul Militar Național n-a fost așezat unde acum, pe Mircea Vulcănescu, pe fostul Ștefan Furtună, ci s-a găsit acolo, pe dealul Spirii, cu o întreagă suite de tipografie armatei, teatru armatei, teatru militar uh, și fel de fel de alte, Arsenalul, toată uh, suita de instituții cu specific militar, se găsea în zona aia, el fi de o clădire tot așa neogotică, splendidă, care a fost rasă cu totul și mutarea s-a făcut intempestiv, adică cu siguranță s-au pierdut și colecții sau s-au uh, descompletat din toată mutarea respectivă și coborând, pe urmă, din nou, către piața francofoniei de astăzi, ca să te duci în dreapta la George Coșbuc, pe cursul din, dintre Palatul Parlamentului și noua clădire a Academiei pe care o comandase Elena Ceaușescu ca să o vadă din birou. Să se uite doamna... Nu e academician. Academician la subordonații dumneai ei, la colegii ei, de fapt. Păi da, noi colegii, da sinistră treabă, în colțul ăla s-ar fi găsit tot ansamblu mănăstiresc de la Schitul Maicilor, altă biserică care a asta fost... Asta n-am știut. Chiar n-am știut. Dat. Iarăși este o practică celebră a comuniștilor, dacă nu le demolau, le ascundeau. Oriunde găsiți o biserică care e la propriu, învelopată cu blocuri, adică nu o vezi decât în dronă, sau doar dacă știi cum să ajungi la ea, asta e practică să nu se mai vadă să fie realitatea socialistă pentru oricine trece asta, pe bulevard. Da, Biserica Schitul Maicilor este imediat în spatele blocului din fața Palatului Parlamentului, fiind la rândul ei translată, dar doar biserica. Tot ansamblul ăla de clădiri, că aproape nicio biserică, nicio mănăstire nu era gândită doar clădirea lăcașului de cul propriu zisă. Avea un întreg ansamblu în prejurul ei, tot ansamblul ăla a fost demolat, a fost ras de pe fața mântului, era locul unde activau atelierele Institutului Biblic. Deci tot ceea ce ține de arta bisericească, aici n-ai nevoie să fii credincios ca să înțelegi valoarea artistică a locurilor de acolo să loc unde a lucrat, de exemplu, Olga Greceanu, care a lăsat niște mozaicuri și niște picturi splendide. Totul a fost tras și de atunci s-au făcut mutarea treptată a atelierilor la Popeșle Ordeni. Dar aia a însemnat pierdere de utilaje, pierdere de timp, recuperare de activitate, toată treaba asta a trebuit luată de la capăt pentru că Ceaușescu i-a plăcut foarte mult cum arăta Corea de Nord și a zis că e bine să se meni și România puțin cu toată treaba asta. E o treabă fără precedent în istoria europeană. În afară de Rusia sovietică în anii 30 când se dinamitau clădiri, apropo că am primit oasele lui Dimitrie Cantemir, Dumnezeu știe ce am primit. Că biserica în care se odihneau oasele lui la, în, în Rusia a fost dinamitată mai înainte să primim noi oasele. Așa nu că se nu. știe, probabil ori fi luat mai înainte, sau cine știe, Poate. de unde au luat niște oase. Oricum, e o treabă mai mult de simbol. Nu ai nevoie să dovedești cu adevărat care sunt oasele lui Cantemir, că oricum Cantemir a fost cine a fost și dacă sunt oasele lui și dacă ba. Corect. Da. Ai nevoie în schimb. A rămas altceva în urma lui, nu oasele. Da. Ai nevoie în schimb, e o treabă umană și o treabă foarte specifică Orientului Ortodox care are icoane că, bun, bun, cred în Dumnezeu, dar am trebuie reprezentare, am trebuie să-l și văd s -am un reper vizual. Cam asta e și motivul pentru care Belu are valoarea de muzeu în momentul de față. Nu ar conta neapărat dacă chiar sunt oasele omului acolo. Cu oricum ai tipul de mormânt cenotaf. Adică unde corpul nu e acolo, monumentul este ridicat în cinstea unui om al cărui corp fie s-a pierdut, fie este altundeva, dar îl ridici tocmai ca loc al memoriei. Noua asta ne-a scăpat de-a lungul timpului că ne-am șters voit sau nu, propria memorie. Știi ce sunt, ce vreau să te întreb, în, în Belu sunt întreținute de familie aceste uh, monumente, locuri în care uh, morminte, Legit. sau sunt întreținute și de către instituția respectivă? Instituția se numește, cum sunt eu nevoit să spun la telefon, de mai multe ori, bună ziua, vă sunt din partea administrației cimitirilor și crematorilor umane. <laughs> Știu, sună, sună sublim. Și se aude un tunet după aceea. Da, după da, ce da. Pui. da. Mai ales la agățat merge formula asta da, la fix. asta e perfectă, este foarte bună. Da, de 80 agățat. de ani în sus, rupi cu replica asta. <laughs> deci, revin cu întrebarea, există din partea statului un mod de a întreține sau familiile sunt cele care Întreținerea au... se împarte în felul următor. Administrația asigură cadru. Deci asigură întreținerea ansamblului, dar în afara mormintelor, alei iluminat, pază propriu-zisă. În ceea ce privește mormintele, cele care au concesionari, sunt în grija concesionarilor respectivi. Administrația nu poate să intervină pe mormânt fără aprobarea Acum, concesionarului. Și mai sunt cazurile. Locurilor de veci, că nu e, când vorbim de monument istoric, nu ne referim neapărat la un monument de arhitectură. Există morminte care au o simplă plăcuță, da? pentru că acolo e mormântat o personalitate, locul este clasat ca monument istoric. Asta ah. ca să se înțeleagă de către da, da, da. toată lumea ce înseamnă un monument istoric. În cazul mormântului, înseamnă de fapt memoria omului respectiv. Dacă locurile respective încă mai au membrii ai familiei concesionarilor inițiali, cum e, de exemplu, cazul mausoleului Nababului, mausoleului Cantacuzino. Există descendenți din familia Nababului care au în continuare dreptul de folosință al locului. N-au dreptul să modifice aspectul odată ce e clasat monument istoric și acolo e un sistem de condominiu, în sensul că uh, uh, persoanele care au concesiunea au dreptul să facă mormântări, întreținerea, în schimb, se face cu aprobarea și de cele mai multe ori ar trebui să facă cu sprijinul Ministerului Culturii care are în grija lui uh, monumentele istorice. Dacă dispare familia concesionarului inițial, cum e cazul celui mai vechi mormânt din Belu, Cea Rosetti, nu mai are concesionar în momentul de față, Monum, mormântul este clasat ca a fi monument istoric, drept urmare este în grija statului român. Deci, în principiu, dacă este monument istoric și nu mai sunt concesionari în viață, statul ar trebui să obligă să aibă grijă. Este obligația statului român să aibă grijă și e un regim foarte aparte în Belu, că în Belu ai opere de sculptură și da, de arhitectură da. de reală valoare și spre deosebire de un muzeu obișnuit aici și dacă nu intervine mâna omului, fie hoț, fie dorel poate intervine elementele naturale. Absolut! Se degradează după 150 de ani, s-ar putea să-i cadă mâna unui statuie sau nu știu. Monumentul Elizei Rosetti, bustul ei, prima persoană mormântată oficial în cimitirul Belu, e vizibil degradat, adică încep să dispară trăsăturile sculpturii. Cunosc doar două cazuri, ceea ce ar trebui să se întâmple la nivelul întregului cimitir, de crearea unei replici a monumentului respectiv, fie că vorbim de o sculptură, de o statuie, amplasarea replicii în teren și mutarea operei originale într-un spațiu controlat, unde Exist să poți să o un conservi. spațiu controlat ca un muzeu, ca Singurul o... exemplu concret este Madonna Stolojan. Este o sculptură în bronza lui Dimitrie Paciurea, care înfățișează adormirea Maicii Domnului la mormântul lui Anastase Stolojan, nicio legătură cu omul politic de astăzi. A fost creat o replică și originalul se află păstrat la Muzeul Național de Artă. Deci răspunsul e nu, nu există un spațiu dedicat pentru cimitirul Belu ar fi indicat de asta să se creeze. Pentru că ești cel mai în temă să răspunzi la întrebarea asta și noi ăștia de pe stradă habar n-avem. Principala problemă culturală a cimitirului Belu este să împaci statutul de cimitir încă activ, că nu poți să dai afară oamenii care au concesionate locuri Corect. de veci acolo, sau și dacă ai face chestia asta, ar fi un proces administrativ extrem de nevoie să creezi un spațiu în altă parte, să obții acordul tuturor concesionarilor că vor să se mute, v-ați prins ce utopie deci, am denunțat un... eu acum. Dar totodată să faci oamenii să, -i, să conștientizeze faptul că este un, un, probabil locul cu cea mai mare concentrație de obiecte de artă, arhitectură și de personalități din țară. Adică clar. orice fapt de vandalism petrecut în Belu e de 10 ori mai grav decât petrecut oriunde altundeva. Doamne ferește, nu dau idei. Dar acolo grija e pe metru pătrat și sunt 19 hectare. Ai da. păi 19 hectare de cimitiri și în anumite figuri mm. sunt personalitate lângă personalitate. Iar numele vine de la principalul donator, nu? Numele de Belu nu e numele uh, oficial al cimitirului până astăzi. Cimitirul se numește Șerban Vod, așa Șerban și cum scrie pe frontispiciu de la intrarea principală. Eu nu știam de Șerban Vod, eu știu de când m-am 95% dintre <laughs> oameni îl știu ca uh, cimitirul, drept cimitirul Belu și până la urmă și administrația s-a adaptat uh, situației actuale, în sensul că pe indicatori. acum vezi că scrie, ori scrie Șerban Vod de Belu, ori scrie doar Belu. Asta e memoria populară. Memoria populară reține ce vrea ea și cum vrea ea. Nu interesează ce a dat administrația oficial hotărâre. Numele de Belu vine de la principalul donator. Baronul Barbu Belu care a lăsat să fie mormântat în cimitir și și are până astăzi mormântul acolo, eu simplu ales pe cu blazon. Aia a fost dorința lui. Iarăși revenim la simplitatea ce înseamnă adevărată boierie. Nu ai nevoie să epatezi nici pe lumea asta, nici pe lumea cealaltă, ca să arăți că ești boier. Dar el doar a donat terenul. Familia lui avea acolo o proprietate, ceea ce se numea în Bucureștiul de acolo 150 de ani, o grădină de vară. Noi am căpătat tradiția de a merge în concediu la munte sau la mare, în primul rând când am avut mare, când n-am avut din totdeauna, iar la munte când n-a mai fost granița la munte, în Carpați. Și până atunci, cum se spune și în primele romane de autor român, Ciocoii vechi și noi, de exemplu, petrecerea timpului liber se făcea în provincie. Cel mai bun exemplu bucureștean este Palatul de la Mogoșoia. Palatul de la Mogoșoia, calea victoriei primul drum sistematic din București, numit în vechime Podul Mogoșoai, Podul se trasă de Brâncoveanu, de unde ne aflăm noi aici în studio, unde pe blocul, sub blocul Gioconda de fapt stau stă ruinele palatului lui Brâncoveanu, deci ce palatul din oraș, e reședința urbană, către reședința de la, țară. de la țară. Locuința mea de vară e la țară, modest, palatul de la Mogoșai atât s-a putut. Cam asta era moda pentru toți fiecare după posibilități, cum am spus, acolo se găseau doar niște case, Belu, cam în zona unde se găsește astăzi Capela Mare. Acolo mm -hmm. se presupune că se găseau casele alea, se individualizau în mediul bucureștean de atunci, prin prezența unor serii. Era modă atunci să ai plante sau animale exotice. Mai multe case boierești afișau ori sere dintre astea la Belu, de exemplu, se creșteau lămâi și am dat, cred că era o conspirație a marilor boieri bucureșteni să facă panci secret, pentru că manul de la Popejilor Orden creșteau ananas, Belu creșteau lămâi, alții creșteau portocale și când se strângeau, făceau de un compot. Presupun. Existau cazuri mult mai interesante, casa, de exemplu, Vilara Crețulescu, fost un sediu al Muzeului Literaturii Române de pe Bulevardul Dacia. Da, da. Așa, acolo aveau ibiși în grădină, aveau păsări aduse din Egipt care se plimbau liniștiți prin, grădină. Da, asta era moda aristocrației în secolul XIX, când se schimbă tiparul oriental, cât mai discret, cât mai ferit, cu udita mai curtea, cu la verdeață în să nu se vadă nimic. Nu se vadă nimic în, în casă. Trecând la moda occidentală, ba din potrivă, totul e nevoie să fie afișat, reprezentarea contează cel mai mult, se vede și cum se schimbă paradigma arhitectonică, casele construite în perioada a doua, spațiile cele mai ornamentate și cele mai ample sunt spațiile de recepție, locul unde veneau invitații. Camerele pers particulare sunt modeste, cel mai bun de văzut e la Castelul Cantacuzino de la Bușteni. Saloanele de jos sunt ample, sunt frumoase, camerele de sus cu lemn, decor mai rustic, cât să ai confortul necesar revenind și tot așa, chestii boierești de atras atenția, probabil cea mai interesantă chestie boierească de atras atenția a fost la palatul Suțu, la uh, Muzeul Municipiului București de la Universitate, -vis de, de colț. Palatul avea o grădină mult mai mare înainte de sistematizarea bulevardului și prin grădină pe lângă gnomi din teracotă, pictați, vopsiți prin iarbă, mai avea un tun meridian. Cum un tun meridian. Au fost două astfel de obiecte în București. Era un ceas solar care, fix la ora prânzului, printr-un sistem de lentile concentra razele solare care aprindeau praful de pușcă dintr-un mic tun. Care dădea o bubuitură. Era perfect. Dacă erai Ei, cu ciorba ma... în brațe, valeu! <laughs> Sau dacă erai cardiac, te Și erau duceai direct două, la erau două din astea? Unul mai longeviv a fost în curtea Palatului Suțu, iar altul a fost pe dealul Mitropoliei. L-au com comandat pentru că Dealul Mitropoliei era zona cea mai înaltă din București, unde cumva uh, era centrul vieții politice o perioadă, că acolo a fost parlamentul. sediul Parlamentului până în 96. Exact. Și Mitropolia, deci erau. Da, motivul este uh, invers, pentru că acolo era Mitropolia. mitropolia de aia -a, de aia a, a ajuns Parlamentul, fiindcă în vechime Mitropolitul era președintele Parlamentului, iar Mitropolitul nu-și părăsea reședința. Corect. Deci, dacă eu sunt președintele, păi ținem ședințele la mine. La mine de aia s-a mutat parlamentul acolo, acolo până la 1848 exista un al doilea tun meridian dintre ăsta, l-au distrus revoluționarii la 1848 văzându-l iarăși tradiție românească ca un simbol al regimului anterior. Așa că jos cu el, revenind la Belu, că m-a întrebat să ceva de Belu și eu m-am plimbat în oraș. Nu, ai făcut foarte bine că ne-ai spus despre grădina de, grădina de vară și ai făcut o paralelă cu toate locurile de genul ăsta. locurile de loaziri boierești, exact. După moartea lui Belu cel Bătrân, deci logofătul Belu care moare la 1800... începutul secolului 19, ajunge în posesia lui Barbu Belu grădina. Barbu Belu era o fire mai boemă, deja intră în generația boierilor care mergeau foarte des la călătorii în străinătate și făceau vacanțele prin altă parte, nu mai stăteau ca strămoșii din perioada fanariotă să facă petrecerea tot pe lângă București. Și, drept urmare... Pentru că avea spațiu amplu, avea și niște case și avea viță de vie. Toată zona aia, dealul văcăreștilor, dealul măicăneștilor, belu așa, așez eu așezat pe un deal, da. în București suntem indulgenți când le spunem dealuri, ca au 10-15 o... metri, e o ridicătură. Da. Zona de la belu se numea dealul măicăneștilor, toată zona aia era acoperită cu viță de vie, înspre văcărești avea viile domnești brâncoveanu. Toată zona și se păstrează amintirea asta prin șoseaua viilor, drumul care vine dinspre sectorul 6 și merge către Belu. Pentru că aveai și materia primă și spațiul de desfășurat ostilitățile, în perioada de toamnă când ieșea Turburelu, acolo era kiloman non-stop, cu lăutar, cu grătare, cu pastramă, cu... n-ai zice, nu, când te azi nu mai Deși din păcate unii au păstrat până târziu de tot obiceiul de pomană cu grătarul în cimitir Nu se poate asta Da, eu mi-aduc aminte proaspăt sosit în Belu acum 15 ani și mai bine un pic De un grătar trântit pe mormântul unui fost prim-ministru al României Pentru că alături cineva făcuse, era superb, era o deshumare Deci aici era mamaie, aici era grătarul și noi am fost întrebați serviți din care? <laughs> Vreau puțină sare. Aleu. Adică aici, iară, e Mamă. o, e o treabă de bun simț elementar. Nu poți să faci așa ceva într-un cimitir în sine. Nu contează Dar care e cimitirul. Bun sincer, că eu asta n, -am, n -am. Din păcate și la mine în familie s-au pierdut uh... Mulți din membrii familiei și am fost la mormântări, la parastas, dar n-am văzut de câte ori, duminică de duminică, mergeam în cimitir, n-am văzut niciodată să se facă grătare în cimitir. În Belul, din fericire, a încetat practica de ceva timp, dar prin alte cimitire bucureștine, încă se mai practică, seamănă cu o mică nuntă. Deci, la un moment dat, se aduce și cort. Se strâng în cort la parastas. Eu n-am nimic împotrivă și fiecare alege să facă parastasul cum consideră. Dar nu un cimitir. Dar geme, adică geme e capitala un... de localuri. Da, 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 da. Acolo e un loc în adică ăsta e reculeze, totodată și un apel alt... dar da, să înțelege că odată în sine ideea de cimitir nu face trimitere la așa ceva, pomana pe care o faci în cimitir, o faci la propriu să-i pe seme. Ca am mai zis chestia asta într-o altă emisiune și cineva tot așa mi-a dat un comentariu, avea dreptate. Dar de ce îmi spui tu mie cum să-mi fac, cum să fac pomana? Nu spun să nu faci și petrecere la pomana, dar nu acolo. Dar nu acolo, exact, exact, nu în locul respectiv. Iar în Belu e de două ori mai Revoltător pentru că vorbești de un loc unde se păstrează istoria neamului și primul ministru ăsta era un prim-ministru, era Maneamănescu din perioada comunistă. Dar tot prim-ministru a fost. Absolut. Și faptul că a fost în perioada comunistă nu înseamnă că a fost dracu gol. A avut și el totuși realizările lui, că el a făcut parte din partea aia mai spălată a da. nomenclaturii au fost ăia siniștri, iesmeni, Emil Bobu, Ion Dincă, dar au existat și un Gogu Rădulescu, un Manea Mănescu sau un Paul Niculescu Mizil, da. că ăsta e un nume care e cunoscut până azi. Da. Adică oamenii ăștia, cel puțin în ceea ce privește pregătirea lor, nu ți era rușine cu ei. Că știau să și vorbească. Da, indiferent pe mormântul cui s-ar face, nu, e normală Absolut. o asemenea situație. În schimb, acum 150 de ani, când nu era cimitir acolo, era perfect era normal. normal, da? Lumea ieșea, vorba, cum ai spus, tu ieșeau vara la grădina de vară unde să stea lumea la distracție. Cariera și... de loc de loazir al grădinii s a fost încheiată subit de un gândăcel pe care l-am importat din America, filoxera. A, și a, a, da, când s-au distrus în a doua parte România. a secolului XIX a fost dezastru, dezastru murit pentru viile da. românești. Noi de asta abundăm astăzi în Merlot, Cabernet Sauvignon, alte soiuri din astea cu nume străine, fiindcă am fost nevoiți să importăm exact. butași. Pentru că la autentice românești se mai păstrează câteva zghihara, negru de drăgășani, astea sunt sau ar trebui să fie soiuri neoșe. Dar au mai rămas foarte puține, asta o deplângea păstorul Teodoreanu acum aproape 100 de ani. Exact. Astăzi nici nu mai vorbim și automat s-a pustit locul respectiv și atunci baronul dintr-o reală inițiativă filantropică era oricum cunoscut ca un. Și, și practic a donat municipalității, orașului a donat da. locul pentru un gimitir. Era momentul când se dăduse legislația pentru mormântarea afară din oraș, pentru că înainte să mormântau pe lângă biserici, ceea ce din punct de vedere al igienii publice nu e cea mai bună idee. Și administrația, cum n-a avut niciodată abundență de fonduri, tot să căznea să facă rost de locuri, să creeze cimitire. L-am dat să vorbească să se facă cimitir oboru. Deci astăzi la Bucur Obor, dacă trece inițiativa aia, am fi avut Belu Obor. Da, 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 pentru că era, la... era în afara orașului. În afara orașului, clar. Pă, și în felul ăsta baronul a înțeles să răspundă cum au făcut și alții. E sintetizat de discursul lui Cea Rosetti în Parlament la sfârșitul vieții când rămâne sărac lipit că iar de casa și tipografia. Și când Parlamentul vrea să-i voteze o pensie și omul urcă la tribună și revoltat spune am făcut politică pentru statul român, nu pentru buzunarele mele. Cum adică îmi votați voi mie pensie? Eu nu pentru asta am intrat în politică, la fel a înțeles și baronul Belu, de exemplu, să contribuie la ajutarea, la într municipalității. Cum și Con conacul pe care l-a ridicat la Urlați, că memoria lui Belu toată lumea o asociază cu cimitirul. Da. Dar acolo el doar a donat și are locul de veci. Dacă vrei să vezi unde a locuit Belu, e recomandabil să mergi la Urlați, că din câte știu e vizitabil. Conacu Conacul ăla, care a fost o bijuterie în, la momentul realizării, baronul Belu a murit în 1900, deci în ultima parte a secolului 19 se face uh, conacul respectiv, un critic de artă care îl vizitează atunci rămâne uimit, de faptul spune, aici nu există nimic mai nou de 200 de ani. Acum 100 de ani era făcută concluzia asta. Deci omul până la clanțe, până la alămuri, până la cele mai mici detalii, totul era antichitate. Foarte vechi. Era un colecționar pasionat și a produs bijuteria asta. Bun, e o lume care nu mai are cum să se întoarcă. Erau oameni care erau educați de niște generații și dispuneau și de niște averi care astăzi nu mai sunt posibile sau cel puțin nu în forma aia. Dar e o moștenire pe care ne-au lăsat-o. Iarăși, oamenii ăștia aristocrați au făcut bine statului român, mulți dintre ei au dus-o și la un nivel de trai foarte ridicat, adică eu nu fac apologia universală. Au fost și destule canalii printre aristocrați, A au fost, fost și destul stător. îmbuibați, cum iară nu vreau să creadă cineva că fac pe niznaiu și că nu știu că în Belu există și aristocrați cu morminte fastoase. Există, sunt destule. Subliniez totuși faptul că există morminte de mari dimensiuni de bun gust și morminte de mari dimensiuni și atât. Ca să nu le spunem alte epitete. Da, exact. Uh, care crezi tu că sunt cele mai. Uh, cele mai mari mituri sau nu știu cum să le zic, neadevăruri din, din cărțile de istorie din școală? Eu sunt un pasionat de istorie, nu sunt vreun cercetător și nici Absolut. nu sunt istoricat atestat să pot să imit sentințe. În general s-a insistat în perioada comunistă pe o glorificare a istoriei românilor. Și aici noi, din câte am văzut, avem uh, fobia asta, nu, nu fobia, din înclinarea spre extreme. Ori n-am fost nimic, vai de capul nostru, coada Europei, nu ne mai facem bine, ori am fost miezul din gălușcă. Deci nuanțele dică, au, au lipsit uh, total. Da, la mijloc nu se prea întâlnește marile victorii despre care se vorbește în manualele de istorie, Rovine, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare cu cele 40 și de bătălii, dintre care pierdute numai două sau trei, Mihai Viteazul cu Călugăreniu și alte personaje istorice. Realist vorbind, puterea militară a țării române sau a Moldovei, puterea yeah. militară a Imperiului Otoman nu ai nevoie să fii parior ca să te prinzi care e câștigătorul în meciul ăsta. Când se întâmpla într-adevăr să avem ceva reușite pe câmpul de bătaie și Rovine, de exemplu, Rovine nici măcar să se știe sigur dacă a fost. Asta n-am știut. Cum adică? Pentru că Rovine, la un moment dat, e o de, nu e o denumire de localitate, denumește un loc mlăștinos. Un loc mlăștinos, Care exact. a fost locul ăla mlăștinos? Dumnezeu știe, Dumnezeu știe dacă a fost bătăria, că la un moment dat cronicile nu sunt de precise, că în anul cu tare, ziua cu tare, s-a dus Baiazin, s-a bătut cu Mircea la Rovine. Nu o să găsești în textul istoric așa indicația. E o deducție la un moment dat și din cum evoluează raporturile de forță. Că dacă îl lasă în pace sultanul, bă, e posibil să fi fost o victorie sau să fi reușit să oprească o invazie. Asta, rovine, o fi fost, nu o fi fost, călugărenii au fost cu siguranță, dar călugărenii au fost în cel mai bun caz un meci egal. Mihai Vitezu a învins avangarda lui Sinan Pașa. Foarte frumos filmul lui Sergiu Nicolescu, dar acolo se arată că i-am făcut terci. Da. Nici pomeneală, Mihai a fost nevoit să se retragă. Exact, a și fugi de acolo. Cu Mircea cel bătrân, dacă a avut victoria asta la Rovine, după aia a fost dat jos de pătrun de Vlad Uzurpatoru, ceea ce e iarăși o treabă care nu prea face cinstea și -a istoriei românești, dar era vorba de adaptabilitate. Adică voi zic bravo, bravo, bine că ai câștigat și acum pleacă de aici că nu mai avem chef să ne batem iar. Țepeș, de exemplu, exact așa e dat jos. Aici știm destul de sigur lucrul ăsta. Campania lui Mahomed al doilea în țara românească, atacul de noapte de la Târgoviște, iuhu, Țepeș forever. Dar după aia boierii zic, bă băiat, tu ți că îmi place bătaia și noi vrem să stăm liniștiți, să ne bucurăm de viață. Nu vrem să... Iartă, Cum ai? Deci ai zis numele lui Țepeș și, și s-a auzit un, un trăsnet. Un trăsnet. Eu cred că e furtuna vară La fix s-a pupat. Vă fac trimitere la păstorel Teodoreanu. Culmea. El a consemnat povestea asta. N-am găsit de unde... Uh... O știe o știe, despre aparent ultimul descendent pe linie directă a lui Țepe și un boier din Oltenia din secolul XVIII, nu cred că e personaj istoric real, doar la păstorel am întâlnit relatarea asta, dacă ați vorbit de trăzneci și de așa, Trașcă Drăculescu, așa se numea boierul respectiv, din Oltenia. Da, punctez doar niște informații, că cine vrea să afle mai multe se duce acolo și îl găsește. Trașcă Drăgulescu, aparenta era un neam din ăsta cu sânge de uriași, vorba vine. S-a iubit cu N femei până la o vârstă înaintată, imediat spun și care e vârsta, la un moment dat au dat să-l calce hoții și ieșind în cămașă de noapte i-a certat cu buzduganul peste fălci, de 5 dintre ei i-a lăsat lați, -a ieșind în cămașă de noapte cu cipiu în cap, care ești mă? și spre sfârșitul vieții s-a îndrăgostit de o fată care era mult mai tânără decât el, pe care părinții n-au lăsat-o inițial să se mărite cu el, au dus-o la mănăstire, fata s-a stins de dorul lui, s-au hotărât să-i o dea de nevastă, dar i-au dat-o prea târziu și fata a murit în noaptea anunții. S-a scurs pe picioare și atunci Trașcă Drăgulescu a pus să-i facă mormântul și a săpat și el groapă lângă, s-a pus în ea și a și murit și spune că a murit la 92 de ani. Deci când a murit Trașcă Drăgulescu a fost o furtună cum n-a mai cunoscut Oltenia până atunci, că tot așa s-a deranjat ceva, o stihie prin cer. La noi există în mitologia română și vizavi de tradiții locale, acum am ieșit un pic din domeniul istoriei, există treaba asta cu Balaurul Solomonarilor, îl dă și Mihail Sadoveanu în Hanuancuțe, e o povestire în Hanuancuțe care așa se cheamă, Balaurul. În care anumiți, anumite persoane cu puteri magice sunt în stare să cheme creatura asta care vine prin nori și care de regulă se anunță așa, cu tunete și cu fulgere. Asta vis-a-vis -vis de tradiții locale și că tot am pomenit de țepeși. Așa, asta e ideea mea de a face o poveste. De a face să curgă o poveste. Nu insiși neapărat pe adevărul istoric când vrei să prezinți. Spui din start că asta nu e adevăr istoric, dar asta nu înseamnă că nu o relatezi. Revenind la partea de istorie pură, asta, deci marile noastre victorii pe care le-am învățat la școală din perioada medievală sunt, în cel mai bun caz, un meci egal. Spectaculos faptul că unul de 30 de chile exact, face exact, egal absolut. cu o namilă de 120. Dar asta este, este un meci egal și în ansamblu sunt excepțiile, nu sunt regula. În anumite cazuri nu înveți că a fost o înfrângere că nici măcar n-a fost o înfrângere, nici măcar nu ne-am bătut, am fugit direct. Bucureștiul, dacă stai să iei istoria, să vezi de câte ori e ars de turci și de tătari, nu prezintă o istorie foarte triumfătoare de partea românească, dar Asta nu, eu nu o consider ca fiind o slăbiciune istorică. Asta este specificul poporului român din prisma, din prisma zonei în care suntem așezați. Absolut. Dacă e o hartă fizică și te uiți pe ea, te uiți cât de frumos suntem noi din cauza carpaților puși exact pe culoar de trecere. Oricine vine din răsărit, trece pe aici. Norocul nostru politic, cât mă prind eu, e că fiind zonă de trecere nimeni nu-i tentat să se așeze aici. Da, Toți nu, sunt nu, doar nu, în trecere. Ard și merg mai departe într-o zonă care e mai ușor de apărat preferabil de partea cealaltă de Dunăre. Avem și un mic noroc istoric, de exemplu, expansiunea maghiară din secolul XIII, la un moment dat începea să treacă de Carpați, să vină încoace, în zona uh, Bacăului de astăzi, da, da, sigur. la Milcov, se crease o episcopia Cumanilor o episcopie romano-catolică, că asta era primul agent de expansiune, convertirea religioasă. Asta a fost întotdeauna în istorie. De atunci avem minoritatea de ceangăi, uh -huh. care se găsește până azi în zona respectivă. Și marele nostru noroc istoric este de fapt o calamitate. Marea invazie tătară, că tot ne întoarcem la mongolii din 1241, care rade tot în fața ei. Regele Ungariei ajunge să fugă pe o insulă în Adriatică, că știa că ea n-au bărci. Păi unde sunt eu în siguranță de băieții ăștia? Undeva unde nu pot ăștia să ajungă în not. Da, Uh, asta a fost... Uh apărarea pe care au făcut-o. Cam de atunci se face și rețeaua de fortificații de pe zona uh, Carpaților, castelul Bran, de exemplu, de aia e construit să apere frontiera și cam de atunci le cam piere cheful regilor maghiar să mai uh, treacă la... Să treacă peste munți. Da. Adică se opresc ca au pavăză naturală, munții toți carpații și atunci rămânem aici. Iar noi avem marele noroc istoric să intrăm în sfera de dominație a unei puteri care spre deosebire de maghiari care erau Colea, asta avea capitala pe Volga. Noi eram periferia, nu contam atât de tare. Și plus că tipuarul de dominație al migratorilor, ca asta și vizavidă că cu arma în mână ne-am apărat ființa statală. Nu știu ce să zic. Turcul nu prea era interesat să ocupe. Ăștia aveau tot tiparul de dominație al migratorului, ai plătit tributul, da, să da, fii sănătos. Treba, ce tu mă făzi, interesează. Ce ești acolo, dar dă-ne Plus dă -ne că ne bană, e mult mai trapre. profitabil să vin doar să iau decât să-și investesc în administrație, să vă guvernez eu. Faceți voi ce știți și eu vin din când în când să mult vaca. N-are rost să o bag la mine în grăștină. Dar nu, mult jouturi și dăm numai laptele. Sau așa, și da, mai corect, de fapt. Adică, vreme de câteva sute de ani sunt documente otomane care spun chestia asta, țările române sunt chileru cămara împărăției otomane. Noi suntem bazinul cerealier cel mai apropiat de Constantinopol. De la noi s-a provizionat turcii, nu numai cu grâne, cu carne, orice în afară de porc, ceea ce explică Vitele. pe de-o parte preponderența porcului în bucătăria românească, că pe ăsta puteai să-l crești cu destul de ceritine, că l și păstrezi. Așa, ceară, miere, N produse, orice avea nevoie împărăția, pleca de la noi, tehnic turcii le cumpărau, dar practic le cumpărau la prețul impus de ei. Ca asta explică și la un moment dat lehamita asta românească față de productivitate, că fie că a fost țăran, a servit și muncea pentru boier, fie că era mai boierna și trebuia să dea tribut turcului, de ce să mă strofoc dacă oricum nu-mi rămâne mie? Exact. Îmi și pun mie câte am nevoie și restul trebuie, o să-i dau turcului. De multe ori de lăsare și la un moment dat sărăcia, dacă durează prea mult, începe să atragă uh, poetul național Chelu. Mie chiar mi-au plăcut versurile de la Paraziții, uh, ce spune la un dat că am avut parte de sărăcie atât de des sau că mai iubești atât de des sără, sără, că încă ne mai vedem din când în când. În când. <laughs> și acum ca să fac o paralelă fulminantă, Ioan Slavici în Popatanda zice chestia asta că erau o atât de săraci încât le era lehamite să se apuce de ceva. Erau atâtea de făcut încât te puneai pe partea și mai așteptai un an să vezi ce s-o mai întâmpla. Cam așa devine la un moment dat, intră în ADN. Când tot îți lipsește, tot îți lipsește, se vede în fondul arhitectural că la noi nu există construcții de mari dimensiuni, iar mănăstirile în perioada veche singurile care au rămas în picioare sau au fost restaurate, că era vorba de sentimentul de sacru, majoritatea arată cetate. Categoric. Biserica din satul meu, de exemplu, mănăstirea care e chiar la Dunăre, deci e în zona cea mai bună să te așezi, da, asta e nimeni nu perfect, are zidurile de un metru și jumătate pentru că turcii ți interziceau să faci cetate și atunci domnitorii se foloseau de un soi de tertip și ridicau niște, îi spuneau că fac biserică, dar biserica a putea oricând să slujească de cetate. Ne rămân astăzi două mărturii în București, dacă facem un exercițiu de imaginație la Radu Vodă sau la Mitropolie, uitați-vă la să la Radu Vodă să mai văd și niște rămășițe în lateralele Clopodniței și pur și simplu prelungiți un zid de jur împrejur. Deci asta e pădeal, are zid jur împrejur, a închis poarta și stai liniștit înăuntru. Cam asta a fost existența românilor de altă dată. Adică n-am fost nici pe departe atât de viteji pe cât o spun manualele de istorie. Manualele de istorie o spun cu un scop de a crea sentimentul identitar, dar să duci naționalismul până a crea un complex fals de superioritate, că noi am fost miezul din regiune, am, suntem unul dintre popoarele mari în Vreau zonă. Am o mie de ani, ca să zic așa. Da, adică și anduranța este remarcabilă. Numeric vorbind, încă suntem mai mari decât vecinii în afară de ucrainieni, care surse iară dispunem de ceva mai mult decât vecinii noștri, dar în rest e cam contraproductivă comparația asta dacă am fost mai buni sau mai proști, că ar trebui să ne intereseze bunăstarea noastră viitoare și nu raportată la alții, ci să fie bunăstare. Ceea ce au făcut... Așa, la nivel general, cel puțin, ăștia de cu 100 de ani. Uite ce frumos a încheiat, vezi? Gata, am încheiat. Eu abia m-am încălzit. <laughs> ai adus și stihile. balaurul ăla. Păi mai unde de... mergem afară că plouă. Păi nu, nu avem unde să mergem, e clar. Deci ne, ne tragem din Daci liber sau nu? Asta cu ne tragem din daci liberă, uite, n-am apucat să citesc, dar mă interesează foarte tare cartea asta despre Dacopatie da, a lui Dan da, 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 Alexe da. care a apărut de curând. Uh, am și primit-o eu ca și am dat-o și eu ca mai departe doar răsfoind-o, fiindcă mi se par interesante teoriile. Nu mi-a plăcut, l-am mai răsfoit pe domnul Boia, la un moment dat mi se pare că el e prea mult, pentru impresia mea. E prea în partea negaționistă, prea n-am fost nimic. Mm -hmm. Nu sunt de acord nici cu teoriile triumfaliste. Nu sunt eu în stare să mă împrunz dacă ne tragem din Daci liber sau nu să explic exact procesul de formare al poporului român. O idee care pute din start este aia veche din teoria lui Rosler din secolul XIX, cum că atunci când s-au retras romanii din Dacia s-au retras cu toată lumea. Nu există precedent în istorie pentru așa ceva. Doar dacă ești popor migrator te muți cu toată populația. Un imperiu sedentar care și așa e în declin și duce lipsă de resurse, nu mută brusc vreo niște sute de mii de oameni într-un spațiu lipsind lipsindu-se de fondul agricol care asigura resursele, să mai întindă un pic resursele și așa slabe ale statului. Nu există așa ceva, s-a retras, aici cred că s-a retras doar administrația, armata și restul locuitorilor au rămas pe loc, plus că e un argument care într-adevăr și la logica de bază cuplează că pentru aia care au rămas pe loc să scapi de fiscul roman, era o mare fericire. Că Categorii. ura, prietene, nu mai plătim taxe. Nici migratorii nu sunt exact cum... Noi, noi ne place viziunea Hollywoodiană care merge pe extreme. Au fost niște cazuri în istorie de masacre, dar nu alea au fost regula. Că migratorul, în momentul în care trecea, avea nevoie de resurse. Lui convenea exact cum i-a convenit turcului să găsească populația așezate. Fii atent, taxe de protecție. Am trecut și eu pe aici, dăm și mie chestia asta și mai vorbim la anul, dacă mai trec pe aici. Asta era logica poporului migratorie, care altfel ținteau ce au țintit din totdeauna Unde s-au dus migratorii? Vizigoți în Spania, franci în Franța de astăzi, longobarzi în Italia, s-au dus spre zonele civilizate unde era... Bine, putem să o gândim ca pe o mare vacanță. Cum astăzi ai tendința să te duci în vacanță în zonele City, astea break, sudice, bai, unde da. e vremea frumoasă, e viața ușoară, băieții ăștia o gândeau ca pe o vacanță permanentă bă, nu v-ați săturat de păduri și de zăpadă și de lup și de cutare? Ai și noi unde e mai frumos, unde au și pregătit băieții locul dinainte. Nu eram noi spațiul predilect de vacanță pentru oamenii ăștia și nu cred că a plecat toată populația. Așa istoriografic, cine vrea să urmărească, toată treaba asta începe să fie tratată academic de la Bogdan Petricei cu HD. -ul. Bogdan Petricei cu HD e primul care face eseu, peritau dacii. Asta era altă teorie genială, cum că în urma care la fel o consider o simplă utopie, în urma războiului dintre daci și romani au murit toți, toți bărbații daci. Da. daci. Băi, ești nebun? Dar Toți. Cum au reușit romanii cu atâta precizie? Nu există așa ceva. Bun, clar a fost o scădere a numărului de bărbați în societatea DACA -a vremii, ceea ce tocmai a favorizat o osmoza mai rapidă cu romanii. Romanii s-au așezat acolo și cum erau mai multe femei decât bărbați, ghiște ce s-a întâmplat. Simplu, de altfel. Da. E o treabă instinctivă umană. Mie mi se par argumente de bun simț. Ce relevanță are dacă te trați sau nu din Daci, aici eu nu mai văd chestia. Cum a fost controversa în jurul domnului Neagu Giuvara când a publicat cartea aia despre Tocomerius Negru Vodă, în care a susținut, e adevărat, cu, nu cu foarte solide argumente istorice, ci mai degrabă de ordin filologic, de deducții, că Basarab întâi ar fi fost cuman, că n-ar fi fost român mergând pe o deducție logică că, potrivit cărea orice popor sedentar care stă o vreme să se desprinde din imperiu e un pic castrat politic. N-are vâna să dea conducători din rândurile sale. Ceea ce e istoric, e adevărat. Francii sunt un trip germanii care vine peste populația latină, anglosaxonii la fel ocupă Britania de pe uh, din continent, stă nu, de pe continent și înlătură populația britonă, care era celto romană, care se retrage în țara Galilor, în Wales. Sunt N situații, iar bulgarii, asta e o treabă mai puțin cunoscută, bulgarii la origine sunt turcici, nu sunt slavi. Tribu bulgar, păi nume ca Asparuh, Tervel sau Crum, sună slav? Deloc sunt un neam turcic care migrează în urma slavilor care deja s-a așezat în peninsula balcanică, fiind un neam foarte războinic, devin elita, devin boierii, conducătorii. Bineînțeles că în timp se slavizează, că îi vezi la nume. mai apare cât un tervel, cât un crun și ușor, ușor trece spre Mihail, Sviatoslav, Boris, trece în partea slavă. Dar inițial conducătorii vin dintr-o elită militară. Bun. Și dacă Basarab, ipotetic vorbind, ar fi fost cuman, cu ce -mi cu ce mă afectează? ce te încurcă pe tine. Nu are nicio importanță. Contează să, fie român neau și ăla care... cei Dumnezeu Dar ce înseamnă român neau aici trebuie să traducem, trebuie să... Mult succes să definești măcar și un tipar fizionomic al românului. Eu, de exemplu, bunicul, din păcate, era copil din flor, nu știu ascendența. Dar, în general, când merg în străinătate, sunt luat ori de rus, ori de german. Român nu mi-a spus niciodată nimeni că sunt. Pentru că, ce să vezi, nu există un tipar Stas pentru român. La ruște te aștept să fie mai blonzi, mai înalți, mai cu ochii albaștri. La germani ai o tipologie, ai o tipologie nu neapărat grecească, cât mediteraneană. Exact. Noi suntem fix pe la mijloc, nimeni nu știe exact de unde să ne ia. Tehnic, tipologia bărbatului român, tu ai fi mai apropiat de o, de? De o tipologie neo românească. Mai scund, mai legat, brunet, cam asta ar fi trebuit să fie, zice tipologia românească, dar la câte neamuri s-au perindat pe aici, nu mă uitați-vă așa tot vin pe felia mea, câte localități cu tătăreni, tătărani sau comana avem. Păi alea sunt indicii clare că acolo erau așezări de tătari sau de cumani. Clar. Tătarii nu prea seamănă cu românii. Și una dintre genele cele mai rezistente, gena aia care dă ochii mic, dar e de fapt lipsa unui mușchi. Da, la... dar sunt foarte puțini. Eu am avut doar un coleg să zic așa, în decursul vieții, țin minte o singură persoană care să aibă ochii puțin trași. Dar ă, asta nu înseamnă nimic, cine știe la câta mia generație. Adică... Poate să însemne. Uite, eu am cazul unui fost coleg de liceu, verișorii lui fără să știe pe cineva în familie cu aspectul ăsta, ei aveau ochii și iau până în prezent ușor migdalați. Uh -huh. Ceea ce arată clar, mai ales că erau din Brăila, pro da. probabilitatea crește, că undeva până... Ne-am existat o o genă din trasta. Aproape niciun popor, doar cazurile alea extreme, prin junglele Amazonului sau prin Temirce Insulă, da, să fie e pur genetic o enclavă, da. și iarăși. Ce contează lucrul ăsta? Absolut deloc. Bă, din potrivă, genetic vorbind, s-a demonstrat chestia asta, că diversitatea e bună. Diversitatea că din ce, de forță, din da. ce stă o comunitate și băltește în ea acolo, se cam strică fondul genetic dacă sunt tot verișori între ei dovedită foarte limpede de la familiile regale. O întreagă linie, o întreagă dinastie Habsburgii spanioli s-au stins decât s-au împerecheat între ei. Până când ultimul produs n-a mai fost în stare să se reproducă. Atât de bine evoluase gena nu văd cu ce ne încălzește faptul că ne tragem din Daci mai liberi sau mai puțin liberi, că toți conducătorii noștri au fost, au fost români să dea. Sincer să vă spun, deși nu cred în teoria asta și dacă Ștefan cel Mare nu vorbea română. Iară nu De văd... această teorie? Că nu a română. început să circule o poveste. N-am stat să-i ascult argumentele. Mie astea mi s-a părut... Mi se pare că sunt oricum... În ultima vreme sunt din ce în ce mai... Pe, pe orice multe domeniu. Și pe în orice domeniu. Adică, în orice domeniu apar... Ne-am obișnuit cu senzaționalul. Deja ni s-a ridicat gradul de toleranță atât de mult încât nu ne mai mulțumim da. cu o știre așezată. Cu... Banală. Da, cu pur și simplu un documentar. Că la un moment dat am întâlnit și o chestie asta, o opinie exprimată greșit, din punctul meu de vedere. De ce mai scris? Că s-a mai scris băi prietene, s-a mai scris, dar ideea e să mai actualizezi din când în când memoria aia să mai faci câte o sinteză să prezinți dar dacă prezinți oamenilor o idee din asta așezată, că uite e posibil să fi fost așa, e posibil să fi făcut așa, nu știu cât auditoriu ai. Trebuie să dai cu publu și să spui așa a fost da, a da, fost, da și nu să-ți vină poate. să crezi ce, ce limbă vorbea Ștefan cel Mare <laughs> și cu cât, cu cât mai trasă de păr concluzia cu atât prinde mai bine E normal să fii circunspect și repet, îți place să auzi o poveste bună? Perfect, dar ascult-o ca poveste. Nu o lua de adevăr fundamental și, în primul rând, spune chestia pe care o spuneau romanii, cel mai pragmatic popor din istorie. La ce îmi folosește? Cu ce mă încălzește pe mine să știu că și stră-stră-stră bunicul meu tot româneauăși era? Și mergea prin tunelul care e acum în Bucegi. Da, da, da. Domnul Andrei Pleșoară l la un moment dat un eseu pe tema asta. Mândru că sunt român. Ce merit ai mai exact în toată treaba asta? Mândru că sunt din Fălticeni. În regulă, înțelegem patriotismul, dar mai departe, tu cu ce ai, colabor, cu ce ai contribuit la atributul ăsta? E ceva ce ai făcut exact. prin puterile tale? Da, da, asta e interesant, pentru că ne trezim toți, în, dacă există o recunoaștere mondială, europeană, că Cineva a făcut ceva și este din România, sportiv în ultimii 20-30 de ani. Că altceva, hai să zic, poate domnul Cărtărescu să mai aibă o oarecare uh, față mondială a ceea ce a scris el. Nu, eu sunt de părere că avem mai mult, doar avem că nu mai sunt mulți. A, am, am simplificat foarte mult acum, îmi cer scuze dacă n-am amintit pe cineva, dar dintr-o dată ne simțim mândri că suntem români pentru că Halepa a câștigat la Wimbledon sau la Roland sau că în acum 30-40 de ani avea niște victorii. E, e exact ce ai spus tu și ce, cu ce am contribuit eu, ești mândru când cineva de la... Eu, dar e cineva de la tine din din familia alărgită a poporului, ca să zic așa. Da. Asta, este, asta este foarte bine. Dar ce fac eu ca să crească mândria asta tot timpul? Trebuie să fac eu ceva. Eu asta văd. Mândru, trebuie să fii mândru pentru du tu știu chestia asta mai departe. Și unde mi se pare fundamental greșită, noi suntem români, zdamătii de altcineva. Asta e capra vecinului standard. Distinția deja. asta e foarte frumoasă făcut între patriotism și naționalism. Exact. Patriotismul este defensiv. Da, e normal să-mi apăr valorile când altcineva încearcă să-și bată joc de ele. Naționalismul este agresiv și totodată xenofob. Adică pentru că eu sunt, tu n-ai voie să fii altfel. Or, la baza toleranței este exact civilizația asta. Tu nu ești ca noi, deci privim să te ascultăm și privim să intrăm în legătură cu tine. Că dacă dialogul începe cu zdamătii, nu prea are o continuare. Cam asta o văd eu ca fiind forma corectă. Folclorul ăsta cu deșteaptă -te române, lăsând la -o, o parte dacă analizăm bimnele naționale ale altor țări, numai noi suntem. Hai cu tată. Hai, hai, că hai hopa sus sunt gândite într-un context când chiar aveam nevoie să ne afirmăm naționalitatea, că după niște secole de influență străină, dominație străină, la un moment dat nu mai era clar ce suntem. Eram în pericolul real să ne pierdem limba, că limba e din start elementul definitor al unui popor și atunci, în secolul XIX, mai ales, a fost nevoie să se afirme. Ca a zis Ohelia de Rădulescu în literatură, scrieți, băieți, numai scrieți. Exact. Că au început să compună cântece patriotice, să creeze instituții care să susțină cultura neamului, ăla a fost efortul din momentul ăla. Astăzi, când ai o conștiință românească, caută să o menții. Noi acum avem un real paradox, ne batem din ce în ce mai tare cu pumnii în piept și din ce în ce mai mult ne deromânizăm. Ne îndepărtăm de ceea ce ar fi cultură română. Plecăm prin alte părți, cu timpul se uită limba, se uită obiceiurile, ce te mai leagă de un, de un loc ori transformăm în țara în țară de vacanță, venim toți de Paște și de Crăciun și o restura, ori devenim niște cameleoni internaționali. Mie mi s-a întâmplat de mai multe ori să fiu, să fiu afară și să vină, să vină localnici, să vină oameni la mine și să mă, să mă întrebe ce limbă e asta. Sună foarte Sună foarte interesant. Seamănă cu italiana, seamănă parcă cu spaniolă, dar am, am auzit și alte uh, expresii pe acolo. Am auzit și alte cuvinte pe acolo. Păi asta e o teorie care stă clar în picioare și vis-a-vis -vis de originile noastre că suntem latini, că limba e latină. Da, Absolut. Da, da, da. Nu avei cum și mai există o teorie a extremelor. Nu sunt filolog de profesie și nu sunt tare să demonstrez afirmația asta în la alții. Teoria extremelor. Suntem foarte asemănători cu portugheza. Exact. Portugheza fiind extrema vestică, noi fiind extrema estică a latinității. Cu carne de vacă nu se moare de foame, cu carne de, de vacă nu se moare de foame. Da, aceeași foarte cu amuzant cum spui în portugheză că ai gura mare. Cum adică? Vă trimit la Google Translate ca să nu vă dea cineva vreo amendă. <laughs> nu am înțeles. Tradu în portugheză da. gură mare. Dacă ah. spune portughezul că ai gura mare, tu înțelegi, dar s-ar putea să și super că... puțin. Cam Deja asta e. Caută. A, da, 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 am auzit că dă, dă repede pe. Pă... Google Translate. Dar asta e un argument vizibil, e acolo. Adică e dovada palpabilă că avem legătură cu latinitatea. Dar asta, repet, nu ca un titlu de mândrie. Ajută să te definești cultural, să știi de unde ai venit. E valabil principiul, eu cred în el. Dacă nu știi de unde vii, habar n-ai unde te duci. Da, evident. Adică astea sunt valorile culturale ale noastre. Hai să ne le asumăm, dar să vedem ce facem cu ele pe viitor ca să ne fie bine nouă. Nu să dăm în cap vecinilor, nici să ne căutăm motive de rușine și nici motive de mândrie nejustificată. Adică, mie mi se pare corect când te prezinți ca român să spui, uite, sunt din țara cu tare, dacă cineva vrea să continue discuția cu tine, să știi să-i spui de unde vii. Și lucrurile, de, lucrurile care sunt reale pentru istoria țării tale, bune sau mai puțin bune. Dacă în plan personal, ca om, n-ai nicio jenă să te prezinți și cu bune și cu rele, de ce ca român ar trebui să ai o jenă? Sau din potrivă o mândrie exagerată? Zimi, te rog, unde, unde, te pot găsi oamenii? Să zicem că vor să, vor să facă niște tururi niște cu tine, unde te pot găsi? momentan pe conturile mele de social media. OK. Damian file, fie pe Facebook, fie pe Instagram, eu postez acolo toate uh, evenimentele care vor fi organizate în viitor. Tururi în Belu am lansat o serie de 10 tururi tematice pe categorii de personalități, iar în București am început de duminică 12 uh, episoade, Bucureștiul cu Damian, am împărțit orașul ca un tort în 12 felii și o să o luăm în sensul acelor de ceasornic, pornind de la kilometru 0. am făcut o parte din centrul vechi, o să urmeze Mitropolia cu Mănăstirea Radu Vodă și o să mergem în împrejurul orașului, am un tur cu, pe urmele cantacuzinilor, sunt mai multe activități și pe toate eu le postez cu o săptămână, două în avans pe profilul de personal. E, și să pot face înscriere, ai acolo tot ce trebuie. Da, ca să... E un link de acces cu mențiunea tehnică că e nevoie să fii membru al grupului societății de turism respective ca să poți să accesezi linkul de înscriere. Am înțeles. Dar în general eu caut în continuare să răspund tuturor oamenilor care îmi scriu cu scuzele de rigoare, că răspund și eu cât îmi permite când timpul poți, și normal. când îmi permite timpul. E dacă tot te invită tot felul de oameni de deci să trag de tine, să vorbești despre nu asta. Că, în general scriu cum vorbesc, mult. <laughs> 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 și ți-am mult timp. Și tocmai de-aia răspund la 10 mesaje și restul le las pentru mâine, poimine când mai prind și eu timp. Dar caut să răspund. În general nu mă pricep, de exemplu, pricepul la Facebook, când nu e prieten cu mine, că mi intră în altă parte mesajele, pe alea le-am găsit după 3 luni. Am răspuns mai greu ca poșta română. Asta e viața. Alții nu dăm nume, le-au găsit după niște ani. Deci tu cu câteva luni ești bine. Da? da. E nu, întotdeauna e bine să țintești -ți la mai bine, nu la mai adevărat. Uh, îți mulțumim, tare mulțumim mult foarte că mult că ți-ai făcut timp. Mulțumesc și eu pentru invitație. Uh, ne revedem noi pe Patreon. Uh, da. Pe asta e tot. Dragi prieteni, a fost o, o discuție extraordinară. De fapt, a, a fost o. Damian a vorbit despre pasiunea lui cu o pasiune nemaipomenită. Adică, mie mm. mi-a plăcut, nici nu știu când a trecut timpul și el ar mai fi vrut să stea. El de obicei vine de la 4 ore în sus, a zis că asta cu 2 ore jumate, 3 <laughs> ore, sunt mai așa, mai mărunțele, dar ai că a mers. Dar. Pentru cei de pe Patreon, dragi prieteni, avem și acolo rubrici. Ne vedem imediat. Încă trei ore. <laughs> Încă trei ore. La revedere. La revedere.